Cine deranjează pe Cristina, ai problemă. Voi doi ați avut conflict cu iubita mea și normal să țin cu ea, corect? Și orice ar spune Cristina, Radu o să ia pozitiv, nu o să ia negativ niciodată, pentru că iubita lui. Bravo, Marinel, exact, așa e. Și eu sunt aici, am mare voi problemă în casa asta. Voi avut discuții cu ea, frate, nu înțelegi românește? Când intru ultima aici, în gală, râdeți, nu știu, așa, urâtă, și cu... Dacă mie îmi place frumusețea asta, nu-mi place nouă, e problema noastră. Încercăm să conviețuim. Tu ai mai trăit vreodată într-un grup de oameni? Putea să zâmbească, nu să râdă. Ha, 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 ce, sunt clown, ce? Eu nu-mi plac femeile care se plâng săptămână de săptămână sau zi de zi. Vreau o femeie care e stabilă. Dintre cei trei propuși către eliminare, Mihaela, cel care merge la loc este, tot în această gală, din păcate, va trebui să îmi mai iau la revedere de la cineva. Este un moment dificil pentru mine, dar din păcate, aceasta este decizia corectă. Unul dintre voi va părăsi astăzi casa iubirii. Altul? Da. Unul dintre voi a încălcat clauzele contractuale. Dar, din păcate, va trebui să pronunț acel cuvânt care nu-mi place. Descalificare. Nu. Bună ziua și bine ați venit în gala cu numărul 7! Bineînțeles că această cifră este o cifră magică pentru Radu. El trebuie să găsească un motiv și pentru această cifră și o să zică 7 este un număr norocos, iar Bianca o să zică cu siguranță nu va fi eliminare. Nu, mie nu-mi place surprize. Deloc 7. E ziua mea de naștere. Nu-mi place 7, nu. Vă place 7? Mie nu. 7 e o cifră magică pentru că eu mai am încă 6 frați. A, și tu ești al 7-lea. Nu. Ce ghinion pentru voi. Nu în ordine. Da.
Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi, o gală extrem, extrem, extrem de interesantă. Pentru că avem foarte multe lucruri de discutat, foarte multe lucruri de aflat, foarte multe lucruri de pus la punct. Aș vrea să se întâmple astăzi, aici, înainte de a începe o nouă săptămână de mâine. Din păcate, Laurențiu nu a putut fi prezent nici astăzi, pentru că încă se reface. Așa cum știți și voi, v-a spus și vouă aici în casă, el suferă de mic copil de diabet. Se pare că acea criză pe care a avut-o ieri nu l-a lăsat să se refacă complet. Și din păcate nu poate fi alături de noi astăzi în gală, dar eu sper din tot sufletul ca mâine să fie prezent aici în Casa Iubirii. Nu este refăcut complet. Este bine, dar nu este refăcut complet în așa fel încât să ia parte la această gală. Absența lui nu schimbă cu nimic, pentru că el oricum avea imunitate. Aș vrea să luați în considerare faptul că această gală este o gală cu eliminare. Imaginați-vă că este și el aici și că se folosește de imunitatea pe care o are. Dacă gala următoare va fi una cu eliminare, el nu va mai avea imunitate. Începem gala? Da. Ce se face Nona cu florile? Dacă îmi permiți, pentru că nimeni nu prea își permite de aici din casă să fie așa un pic mai dure cu tine, dacă îmi permiți mie să-ți răspund la această întrebare, pot? Da, dar fără să te super pe mine. Niciodată. Doar la hotel. La fel cum ai făcut tu cu florile lui Alexandru. Nici măcar nu le-ai luat, le-ai dat Cristinei. Dumnezeu și mie sus. Cam așa. Doar că uite, păi Nona cine să le duc acasă? Nona le-a ținut deja. Nona le-a ținut deja un pic în brațe spre deosebire de tine. Mă înfilesc și mă doare sufletul. Aruncă-le în piscină. Nu, că le ia Cristina și pe alea și le duce sus. No. Crezi că se ofilesc și ai vrea să te pui în apă? Să... Nu înțeles. Dar nu e grăbă. Te poate ajuta repede Patrick să le ia și să le ducă în spate și cineva să vină să le ia, să le ducă în apă. Ai o preferință anume, apă alcalină, apă termală, să le pune și puțin zahăr, să reziste, să vorbim cu ele? Nu, e neapărat că vorbesc eu după. Am înțeles. Bun! Aș vrea să vă reamintesc și să le reamintesc și telespectatorilor că astăzi avem o gală cu eliminare. Astăzi o să-mi iau la revedere de la unul dintre voi. Așadar, sper că sunteți pregătiți pentru vot, dar nu acum, la momentul potrivit. Până una alta, vreau să vă reamintesc persoanele care au imunitate astăzi în această gală. Este vorba de liderii caselor și de persoanele care abia au intrat în casă și, bineînțeles, de cele care nu și-au folosit imunitatea atunci când a fost gală fără eliminare. Avem în casa băieților Alexandru, Laurențiu, chiar dacă nu este prezent, motive medicale, ei doi au imunitate acolo în casa băieților, iar aici în casa fetelor, Nona, pentru că este lider, Chris, pentru că abia a intrat, și Patricia, pentru că nu și-a folosit imunitatea. Mai avem o persoană care va avea imunitate, este vorba de favoritul din această săptămână. Îl vom afla la momentul potrivit, poate fi unul dintre voi, cei care aveți deja imunitate, sau nu, să fie o altă persoană. Vom vedea atunci. Aș vrea să începem gala. Vreți și voi? Da! Bun! Să înceapă gala, să începem primul material. O mică discuție între Patricia și Mihaela. Patricia își spunea oful acolo, în fața Mihaelei. Nona, te rog, privește. Dar de ce nu-ți deschizi gura și spune ce ai de zis? Nu pot. N-am cum să cenzurez așa ceva. Când, atunci când a început ea să zică toate chestiile astea ce a discutat voi când ați fost la mor și v-ați făcut un masaj, stau și m-am gândit, mamă, dar de ce nu zici nimic? Da, ea crede că... Dar nu sunt așa de prost, adică eu am știut care a fost intenția ei, să mă ducă să mă cumpere cu un suc, că nu pot să zic că ea mi-a plătit sucul, ci că le-am dus eu cu mașina. Da. O încerca să mă cumpere cu un suc ca să scoată informații de la mine, ca după aia să mă atace. Ce-o și făcut? O să am încredere în așa om.
Nu îi mai place de mine, nu știu ce a fost acolo, nu pot să intru în capul lui să-mi dau cu părerea, dar nu cred că a fost. Probabil a fost un pic de plăcere și după aia... Oricum eu cu Patrick nu eram compatibilă. Nona totuși l-a iertat și înghite în sec înaintea lui. Eu nu suport așa ceva. A fost și momentul de ieri în care Patrick a zis, vai că eu vreau așa. Și Nona a zis că și ea la rândul ei vrea să-l cunoască. Mie, de exemplu, nu mi-a spus. De asta și mi se părea ciudat. Că nu o merită, că ea știe ce, cine e și așa. Și că nu crede că l-ar mai putea ierta ea. Nu crede că ar mai putea trece peste. Știi? Și după a vii la mine și îmi spui că eu știam. Și mă mai face și mincinoasă și mi-arată așa cu brazul. Nu e frumos, frate. Ea e o mincinoasă și jumătate. Ți-am zis, aici se vede maturitatea dintre noi două. Nu mi-aș fi permis niciodată nici să mă pun atunci cum a fost situația din camera lor, din casa lor, când s-a pus direct lângă Patrick. Nu aș fi avut tupeul ăla să mă pun lângă Patrick știind că este fostul meu iubit. Dar de ce nici tu atunci n-ai zis asta? Vezi, și sunt chestii care știți de Patrick. Nu lui Patrick, ei. Dar ei ce să mai zic? Ce să mai zic, Bianca, dacă e așa a considerat de cuvință că se face, ce să îi dau eu lecții de viață la Nona? Sau să o educ? Nu mi s-a părut de cuvință și un gest de femeie la câți ani are? Eu am asta în sânge, nu-mi place ca cineva să-mi achete mie. Mai mereu când ieșim cu fetele, ok, că Bianca tot are chestia asta, care e prima achită. Noi ne batem la casă. Da. Avem și noi un eveniment. Te invităm și pe tine, vii? Pentru 400 de persoane. E ok? Vii și tu? Te invităm și pe tine. Și nu am încercat să o cumpăr. Nu, dar dacă știai o informație, o ziceai la momentul ăla. Fete-ți-o, nu-ți mai dau frâu liber. Nici de cum. Pentru că toți ai venit cu temele de acasă oricum. Așa că eu să-mi văd de fericire și nu am de gând să vorbesc și să încep să fac diferite discuții aiuri aici. Mi-am făcut temele la viața mea. Se vede. Dar nu când vine vorba de această emisiune. Mm. Cred că poți să vorbești și pentru mine și nu trebuie să mă învețe nimeni. Nu. Foarte bine. Să o educi în ce sens? Cum să se comporte. I-am zis, dacă eram eu în locul ei, nu aș fi făcut gestul ăla. De-aia m-aș fi întrebat, Bianca, de ce nu i-ai zis? Păi nu am ce să-i spun, adică... La maturitatea ei și la vârsta ei, cred că știe cum să se comporte. Dar crezi că ăsta a fost scopul ei inițial? Să te scoată la acest suc, nu. Așa fel încât să afle informații nu. De la tine? Nu cred că ăsta a fost scopul ei. Ca apoi să le folosească aici, în emisiune. Nu cred că ăsta a fost scopul ei, dar dacă ar fi știut o informație, sigur ar fi spus-o. Păi a spus? Da, dar nu a zis niște informații interesante ca să mă pună pe mine într-o lumină proastă. A zis decât de Laurențiu atunci și a inventat ea că eu am venit în emisiune doar pentru faimă. Astea sunt cuvintele tale, nu le-am imit. Nu sunt cuvintele mele, Nona, eu nu am zis ai așa ceva. Ai spus de Patrick că nici el nu-și dorește relația aici, fix așa cum nici tu, pentru că n-ați venit aici pentru o relație, dar ați venit pentru faimă. Așa ai spus. Nu, am zis... Ai spus așa. Am zis decât de Patrick, de mine... Ia, lasă-mă, te rog. Dar unde au fost discuțiile astea? La mol. Ok. Deci nu avem probe. Da, că una de-aia întreb, cum ne-am că e în casă ceva, da? Da, a fost și în casă această discuție. Da. Și a spus la sfârșit, ok, mi-asum, a spus asta. Da. De Laurențiu mi-am asumat. Era vorba și de asta, că ai spus tu că ai venit pentru o emisiune. Nu, că ai spus că ai venit pentru experiență, asta și-a asumat. Da, de genul. Că am venit pentru experiență. Și până la urmă toți am venit pentru experiență, că nimeni de aici nu... Toată lumea, adică, dar cine spune că n-a venit pentru experiență e foarte urât din partea voastră, care spuneți că nu a zis. Dar nimeni nu a spus că iar experiența vine la pachet cu totul. Da. Exact. Că de-aia o trăiești. Că ești cu un iubit sau cu o iubită de aici din emisiune, e una, dar nu ești cu un soț sau cu o soție. Despre ce vorbim? Poate să ieși așa. Asta poate în viitor. Pe asta vreau să zic că pe viitor se poate, dar cu o relație poți să ieși. Aici emisiunea îți oferă o șansă să-ți formezi o relație și afară te descurci tu. Adică exact. Ideea este să iubești în casa asta. Dar dacă ai spus că ai venit doar pentru faimă...
Dacă, cum zice Nona? Nu am zis, că am venit doar. Păi logic vorbind faină. Acum, acolo, logic nu cred că spune nimeni de aici. Domnule, am venit. Dar o zis foarte liber, o zis că nici unul nu cred. Dar ce rușine tu să minți așa? Cum să zic că am venit pentru faimă? Când ți-am spus eu că da, într-adevăr, eu îmi doresc să-mi găsesc, păi da, tu ai vârsta, dar ăștia care sunt mai tinerei, nu cred. Da, dar de mine nu am zis. Cum n-ai spus, fată? De mine tu ai spus de Patrick și de tine. Poate vorbi la general. Nu, eu zic de Patrick și apoi și de dânsă. Și eu tot n-am venit pentru... Că stai puțin, că una e experiența. O relație serioasă, a spus. Și una e faima. Eu am zis de cât de experiență, nu am zis de faimă. Una e faima și una e experiență. Doamna Andreea. Și deocamdată tu ești mai faimoasă ca mine, Nona. Pe internet, deci... La ce te referi? La numărul de followeri, mă refer. Ca și mine. Păi are și mai mult timp, e logică. Deci voi două ați ajuns la aceeași părere că Patrick este aici pentru emisiune. Și de asta tu ți-ai permis, Patricia, să postezi cu Patrick, na, de emisiune. Dar Nona, la rândul ei, s-a supărat că poate crede că Patrick nu-i chiar de emisiune. Important e că acolo la masă poate erau de acord amândouă. Păi, nu poate, sigur erau de acord, pentru că am fost și eu câteodată la hotel și toți fetele erau de acord cu asta, nu doar ele asta două. Când el a terminat cunoașterea cu Patricia și tăman trebuia să intre fată nouă, am zis că păi el așteaptă oricare toate girl power fată, acolo. Dar situația a luat o întorsătură un pic mai altfel. Ce te faci, Patrick? Două povești diferite, ambele cu un punct comun, story-ul. Eu nu înțeleg foarte bine. N-am înțeles din momentul în care am văzut story-ul cu ele două, n-am înțeles prietenia dintre ele. Mă gândeam oricum că o să ajungă într-o direcție greșită. Sau invers, o să fie cu armele spre mine. A, ele au pus și împreună story. Da. Ți-a fost frică că ne alim împotriva ta? Deloc, stai. Ai dat like și la ăla? Asta se întâmpla sigur, dacă nu Patrick nu venea apoi la Nona, sigur se întâmpla că ele două se alieze și îl terminau pe Patrick. Sunt sigur de asta. Dar a făcut îl văd un băiat puternic pe Patrick, nu cred. Dar acest story cu ele două împreună a fost înainte de cel pe care l-a pus Patricia, la care ai dat tu like? Da. Deci tu știi că ele două sunt împreună? De ce ai dat like? Vă repet, pentru că eram în poză, mi-a plăcut cum a ieșit și... Ah, ok. Dar nu te-ai gândit că o să aibă vreo reacție, Patricia? Mi-a dat like Patrick, ia uite! Încă story-ul l-a pus seara, când eram deja și eu la hotel. Asta am vrut să vă întreb eu. Ați discutat afară despre aspectul ăsta cu story-ul? Voi două? Nu, păi deja eram la hotel când am postat story-ul. A doua zi. A venit, a venit în emisiune a doua zi. Radu, a fost o întâlnire afară acolo pe interes între ele două. Nu a fost o prietenie. Acum s-a rezolvat treaba și s-au... Da, nu e. Nu, băieți, fetele s-au dus toate împreună cu mașina Patriciei. A fost și au încăput toate în o mașină. Nu chiar, eu n-am. Mașina aia ca a mea? Nu. Eu am fost acolo, dar mi-e vine să râd în continuu. Dar mă abțineam. De ce? Dar nu cred într-o prietenie, nu știu, între două fete care îi plac pe același băiat. Ai auzit discuția și tu la masă cu fetele? Nu, am fiecare auzit, s-a dus în treaba ei și la urmă ele s-au sunat. Nu, dacă vine cu noi, nu știu. Da, fetele au mers la cumpărături, noi deja eram mai ales că... de cumpărături, am mers să bem o cafea. Nu, n-a cerut și o melodie cu numele ei, cumva. Dar cine pe cine ai invitat? Eu am propus să mergem la mall și am întrebat pe fiecare dacă vrea să vină. Și cine a sunat-o pe Nona? Eu am vorbit cu Emma, am întrebat-o dacă vrea să vină și Nona. Eu nu am avut fost nimic invers, întâi m-ai întrebat pe mine și după aia eu am întrebat-o pe indiferent. Dar pe noi de ce nu ne-a sunat pe mie și pe Mihaela? Probabil nu, că noi am plecat de la Patricia, nu de la Nona. Da, invitația a fost din partea mea. Eu am avut treabă la mult. M-ați băgat în ceață. A căutat alianță, sigur. Da, doamna Andreea, nu încercam să caut, să... Nu, a fost momentul ăla cu Laurențiu și mi-a stat nei pe suflet, m-a mâncat limba, nu putem stac. Și l-ai făcut pe băiatul ăla să se simtă... Nu eu l-am făcut, că l-ai spus tu cu gura ta, nu și eu n-am zis în emisiune. Ai adus discuții de afară, în casă. Păi tu ai spus cu gura ta, nu eu. Păi da, dar nu i-am zis în față. Am fost nevoită să zic în față din cauza ta. Ce? Nona era afectată că Patricia a postat stories-ul, nu știa cum să-i o întoarcă și i-a întors-o cu informațiile care le-a colectat. Dar ele erau aliate. Adică înainte ca eu să plec la date, ele erau în relații bune. Toate am stat la masă, toate fetele. Da. Nu a fost nicio problemă între ele. E Patrick problema. La bărbați a plecat războiul. Da. Ce părere ai, Patrick?
Nu am nicio părere. Ți-e indiferent da. Totul? Da. El oricum, atâta timp cât au decis să stea la suc și să vorbească, se gândeau că o să se ajungă aici. Eu ce pot să spun? Cine se gândea că se ajunge aici? Că la masă eram amândouă de acord că... Că nu meriți. Era alta de discuție. Poza aia când ați făcut, oricum, nu cred că nu erați puțin conștiente că o să fie puțin dubioasă. A fost cu dedicație sigur poza aia. Patrick, dar ce părere ai că Patricia a făcut-o pe iubita ta mincinoasă? Da, n-am. Și jumătate. Nu vreau să mă bag eu între conflictele voastre. Am mai făcut-o când a fost Nona cu Mihaela. Nu ar fi trebuit să intervin. Unde e cazul, intervin, dar acum chiar nu am. Uite, învață din greșeli. Oare cum avea părul Mihaela iar atunci când Patricia și Cristina era și Cristina de data asta. Bianca, tu nu mai ești aici. Foarte bine. Nu că când Patricia vorbea din nou despre Nona, dar și despre Patrick. Cred că era cozonac ceva atunci. Cozonac. Deci pe materialul anterior l-ai avut drept. Drept, simplu. Am înțeles. Bun. Nona, te interesează cum avea părul Mihaela pe... Poate vrea să-mi fac acum înapoi la loc. Glumesc. Da, glumesc. Discuțiile despre voi doi, Patricia le continuă. De această dată schimbă un pic partenerele de discuție. Bine, în afară de Mihaela. Mihaela, cred că e pe toate materialele. Mihaela a avut grijă, a zis, dacă nu vorbesc, măcar să fiu prezentă în toate materialele. Doamne ajută, poate așa apar și eu mai mult. Nu, mă votează lumea. Să nu plec din casa iubirii. Nu. Nona, Patrick, urmăriți, vă rog. Eu m-am deschis foarte mult în fața lui, știi? Și el când a văzut că... pentru el și așa... Hop, asta n-am vrut să mă pronunț. Un pas în spate, numai știi? Că nu mai e pentru ce nu. Să lupte, știi? Nu cred. Cred că el oricum ar fi eu făcut cred că chestia da. Asta. Ar fi făcut, nu, da. Ar fi făcut tot. Nu s-a consumat încă treaba între ei de tot și o să mai tot fie da, părerea. Adică bărbecii sunt foarte... Adică dacă luăm pe caracteristici generale... Nu cu zodiile, nu cu e vorba cu de asta, dar să știi că sunt chestii care se potrivesc. Da, eu așa văd, din punctul meu de vedere. A avut o perioadă în care a fost foarte supărat pe Nona. Și s-a răzbunat cu ghilimelele de rigoare într-un fel și după și-a dat seama că el de fapt are sufletul în altă parte și că a fost greșit. Bravo lui. Greșită ura aia. Bravo lui dacă și-a dat seama. Dar să nu mai folosească pe cineva scop... Pur și simplu ai fost acolo ca și variantă. El a încercat cu tine ideea și în speranța din nou, din punctul meu de vedere, că poate îi trece peste. Cred. El a manifestat așa o oarecare indiferență și a și menționat că și-a dat seama că nu e atât de foc pe Nona. Și după te schimbi la 180 de grade. Așa se manifestă unele chestii. Nu mi-aș dori să fiu în locul ei. Dar nici în locul lui. În locul lui, ca locul lui. Păi nu, știi cum el spune că îi place, că are tot atenția din partea ei, dar la un moment dat o să... O să se sature, o să se sature, exact. Da, bine, Patricia, Patricia, dar am vorbit eu mai mult, sau cum? Da, am, pe tine te-am omis, rămăsesem, nu știu, atrasă de părul Mihaelei. Da, deci ai, ați băgat și zodiile acolo, ați vorbit și de schimbări de comportament. Cred că Alina ce a spus, a spus bine. În afară de cea cu zodii, nu prea cred eu în zodii, dar așa, în esență, mi se pare că a spus exact ce se întâmplă. Au fost și caracteristici generale doar. Patricia, dacă am făcut ceva ca să te folosesc pe tine, doar am purtat câteva discuții și a fost o apropiere între noi când te-am pupat la jocul ăla și mai o dată așa pe obraz, dar nu cred că m-am folosit de tine în vreun fel. Mie așa mi s-a părut. Nu. Că s-a folosit de tine? Că a vrut să o facă pe Nona cumva geloasă cu mine. Nu. Eu când am început să mă îndrept spre tine, eu nu mai aveam de gând să fiu cu Nona. Înțeles. Dar ce te-a făcut să crezi asta? Dar tot cu Nona ești acum. Pentru că aveau și ei jocurile astea cu Ionuț și am crezut că... Da, le face și el cu tine. Da, exact. La un moment dat, când eram în cunoaștere cu tine, dacă putem spune așa, Ionuț cu Marinel erau cumva în jurul Nonei și nu am mai fost afectat de lucrul acesta. Te cred și Ionuț și Marinel. Amândoi te cred. Da? Mai ales eu. Știi că sunt lângă tine, nu?
Crezi că a fost afectat? S-a schimbat în comportament față de tine? Nu. Eu zic că era puțin frică. De mine nu le-a schimbat. Frică? Era puțin. Se vedea când a fost vorba de eu, nu ți-a fost relaxat, dar când ai apărut și tu în peisaj... Dar a văzut și el că nu n-a mai mă salută, mai una alta cu mine și vă dați seama că s-a speriat puțin. Dar nu exagerat de mult, dar s-a speriat. Și poate atunci a realizat că, opa, Mitică e problemă. Oricum eu eram conștient că o să se întoarcă, adică să se împace. Despre ce vorbești, Mihaela? Ați făcut schimb de partenere? Dar nu așa au fost, așa au fost. Au vrut să spargă monotonia cu toții. Da, s-a organizat bine. Da. Erau prea bine Nona cu Patrick în relație și a zis, bă, hai să intervenim cumva, să-i ajutăm, să vedem multe probleme. Ce simt unul pentru altul, să-și dea seama că Nona nu trebuie să plece acasă. Erau mai multe acolo, Doamne. Sper că am reușit să fac ceva, nu știu. Patrick. Sănătate. Sănătate. Mulțumesc frumos. Cred că să nu te mai întorci la 180 de grade. Doamna Andreea. Să nu dacă se întoarce, rămâne întors. Cum? Dacă se întoarce, rămâne întors pe veci. În casă? Ei, am mai auzit vorbele. Ai lăsat ceva acolo? Nu. Pastiluțe? Vreau să merg până la... să beau apă și să mă revin un pic. Ți-e rău? E rău? Nu. Andrei, și ție ți-e rău? Nu, mi-este rău. Dacă se poate să merg 2 minute, vă rog. Da, te rog. Te ajut? Nu. Ce să-l ajuți? Oare scările? Măi, ați mâncat ceva cu toții? Ați băut ceva cu toții? La se mai simte cineva rău? Eu am fost weekendul ăsta, dacă mă stoc. Da, și eu tot în weekend, da. Și eu am fost mureșit. Dacă mă doare inima, doamna Andreea... Eu am fost bine weekendul ăsta. Mie mi-este cald, da. Da? A, e bine atunci. Are e bine atunci. Așa... Totul bine? Da. Bun. Nona. Da. Acum, dacă am început, rămânem pe drumul ăsta, da? Terminăm și mergem pe alt drum. Nona. Da. În urma ultimelor întâmplări de pe aici, de prin Casa Iubirii, băieții, nu toți, dar au și ei niște păreri. Ok. Despre tine și despre acțiunile tale. Vrei să le vezi? Da, de ce nu? Hai să urmărim. Patrick nu mai știe nici ce să fac. Băi, Patrick, stai mă liniștit că se întoarce la tine. Normal. Cea mai ușoară muncă e să vină Luna înapoi. Spun eu că o simt. Vrea să dea de înțeles că se lasă greu și o să da, vină... Da, așa, de fapt, e fiert. Da. Unde ai greșit? Nu, băieți... Adică eu am vorbit cu băieții, ei știau... O femeie uneori când zice nu, ui, da? Și probabil pe asta o și înțeles. Sau te consideră o pradă ușoară? Nona a apelat puțin și la... O pradă ușoară de care? M-am lăsat în brațele la toți băieții de aici, din casă, mă numești pe mine pradă ușoară. Păi nu, poate așa te consideră ei. Controlează, să rog frumos vorbele, că păi ai să fii tu pradă ușoară. În ce sens? Ce s-a întâmplat că nu înțeleg? Zbori. Mi-a spus că băieții mă consideră o pradă ușoară. Patrick poate. Poate. Da. Pentru Patrick ai fost puțin. De-aia eram lângă tine, Nona, pentru că noi știam că Patrick nu e foc pe Patricia. Și eu am spus asta, adică s-a văzut, așa că na. Și nu legat de telenovela, da, nu mai spus. S-a văzut, nu era focul ăla cum era pe Nona la început. A fost impactul de moment și atât. Da, atât. Deci a avut un joc de fată sau ceva, nu. A făcut-o pentru interes, nu, dar i-a plăcut la început acolo, a fost un impact și după aia a văzut că nu e ce trebuie pentru el și de-aia s-a întors înapoi la Nona. Păi cum să se manifeste de față cu fosta? Nu, uite, Patricia, noi am avut și discuții în afara emisiunii. Eu, cel puțin eu, Patrick și Marina, am avut și în afara emisiunii. N-am făcut-o doar să-ți răzbune pe Nona. Nu. Chiar te-a plăcut la început, ți se părea că ești o fată frumoasă, că ești atrăgătoare, că părea să fie ceva între voi, dar după aia a văzut că nu se poate între voi. Că am fost și eu. Și a simțit ceva pentru Nona înapoi și s-a întors înapoi. Și asta spun din afara emisiunii, fără să te mint cu nimic. Cumva ea vrea să spună că dacă nu era Nona... Dacă nu era fosta lui sau așa, nu era aici în casă sau dacă era eliminată, el nu mai avea abținere. Eu cred că și face pași spre ea. Pașii pe care am făcut în fața Nonei și venind din casa noastră, pupând-o pe Patricia, a fost foarte pe față și n-am fost foarte reținut. Adică nu... N-a fost deloc, știți cum alea. La început Nona era așa o piedică în capul meu, dar la un moment dat, dacă chiar era să fie ceva, mergeam mai departe. Dar nici de Nona nu ai fost foc de la început. Ea a fost pe tine, pe parcurs. Corect. Da, dar și asta nu e greșit. Da, pe parcurs și-a dat seama că-i plăcut și lui.
știm toți cum e. Da, dar tu ai zis, Patrick, că tu nu, nu vrei să vii la noi pentru că ți-e cumva de nona. Pentru că am respect față de nona și nu mi-ar fi plăcut să stăm noi doi la taclale în fața nonei. Asta, na, este un lucru de bun simț, dar... Bun, după oricum, n-am mai avut bun simț și am venit și am făcut gestul ăla, dar cât am putut, am încercat să-l am și să mă controlez, să am respectul ăsta. Acum nu sunt nicio perfect. Cum era șerpoaică? Cred că am uitat exact cum era. Îmi amintesc bine. Patricia, să știi că băieții au o părere și despre tine. Crezi că e de bine sau de rău? Eu stau și nu mă gândesc oarecum avea Mihaela părul în ziua aia. Dacă aveți un cadru, mă. Ei, săptămâna asta nu mi-am făcut mare chestii la păr. Nu apare pe material, dar poate descoperim. Poate ascult, doamnă Andreea. Ce ai făcut? În ultimul timp îmi place să ascult oamenii mai mult. Oh! Dar de ce lipsești de pe materialul ăsta, vreau să știu? Ce e asta? Ce înseamnă asta? O fugit de mine. Au reușit să scape de tine, să facă material. E, vă rog frumos. Bun, Patricia. Da. Te rog, urmărește. Sigur. Dar Patricia, m-a rupt Patricia, mă credeți? Patricia e Andrei, de la noi. Pe mine m-a rupt Patricia, nu vine să cred. Da, și pe mine. Patricia e Andrei, de la noi. De jur, eu nu vine să da, cred. Da, dar nici chiar așa, vezi că eu n-am spus lui Mihaela sau, stai, cu cine am mai avut contact? Cu Emma, că nu-mi place deloc. Nu m-aș vedea deloc cu ea sau ele. Bă, Patricia, eu n-am nimic cu ea. Eu nu m-aș vedea doar că, cu... cum i-am spus în față, mie mi se pare că se dă după cum bate vântul și numai ca să fie bine. Frate, era siderată că l-a întrebat prima oară părea despre... Laurent era așa. Da. Prea mult pentru mine. E prea mult. Da, și acum vii și spui că ești atrasă de noi. Nu ai altă variantă. Pentru mine ce putea să zică că mi-a place. Da, dar vezi că au dat un nasol. Pare penibil. Față de noi. Față de el. Au dat un nasol. Păi n-ai văzut că Laurent i-a spus că nu am încredere în tine. Și nu cred ceea ce spui tu. Asta e o să stabilească lui Laurent. Înțelegi? Ce îi place de Patricia într-un fel așa? Adică păi îi place că e simpatică, știi? Are zâmbetul ăla frumos. Ea a dat-o prost cu... Și mie nu-mi place chestia asta, pentru că de-aia m-am certat cu nona atunci. Urăsc chestia asta așa. Da. Când i-a spus, deci erau toate trei fetele de pe canal, Chris, Emma și Alina. Așa. Au spus că haide, vino aici între noi, că nu știu ce, și Patricia... Deci eu mor. Când văd stilul ăsta de șarpe, mor. Cum s-o pus aici? Dar poți să vii lângă mine. Cum i-o zis, mă? Poți să vii lângă mine, Laurențiu. Direct. Deci și Patricia este șarpe. Șarpe. Eu sunt mama la șerpi. Are și stai. Șerpoaică e nona. Tu ești șarpe. Bă, dar tu numai la șarpe. Tu numai la șerpi tragi. Șarpili. Să ne înțelegem. Nu, pentru el stilul ăsta de așa mai drept, mai mândru, gata, ești șarpe. Dar mai... Mi-a explicat cum a înțeles el atunci când am fost la ei în casă, când am văzut date-ul lui Cristina și lui Radu. A spus că când m-am așezat predrept, că am pus mâinile așa și nici nu mă uitam la el. Că ești mândriață. O atitudine arogantă. Șarpe. Da, exact. Așa, da? Atitudine arogantă, zice bine Cristina. Asta spun eu prin șarpe. Oricum am găsit și eu termenul ăsta. Eu sunt șarpe? Eu mă gândeam la... Da, stil pervers, arogant. Atunci ai zis ai putea să fii mai doamnă. Da. Nu atât de arogantă, acum zici arogantă. Eu atunci pe Laurențiu nu l-am chemat așa mândreață. L-am chemat așa, în glumă. Tu nu ai spus o secundă că a fost o glumă. Tu după ce ai văzut că toată casa s-a uimit de ceea ce spui tu, după aia ai dat-o că e glumă, dar eu cred că n-a fost glumă la început. A fost sincer. Glumă. A fost așa, glumă, sincer. Cred că nu a fost glumă. Sincer, ai spus-o chiar ca să ne pui pe toți așa pe jar și după să ne spui a fost o glumă. Nu, era prea serios. Da? Dar ea a luat acea atitudine, a și spus în casă, deoarece el este așa, Laurențiu. Da. Cumva să întoarcă. L-am văzut pe el foarte încrezător și am zis hai să te iau și eu pe tine la fel. Că nu mi-a plăcut atitudinea lui. Că n-ai cum să fii ca Laurențiu tu. Eu nu vreau să cred că a fost o... Cum să spui că hai să-l iau și eu pe el, când tu n-ai cum să fii ca Laurențiu? Tu știi să faci fraze, gen. Opa. Trebuie Laurențiu să te pliezi cumva. Adică, Andrei. Pentru că tu, prima săptămână n-ai scos nimic din gurița ta și în a doua săptămână deja ai început să prinzi glas, unu, și doi, ai început să cauți materiale. Ba cu Nona, ba cu Patrick, ba despre Laurențiu că-ți place doar barba lui și tu spui că e o glumă. Păi, cum să glumești? Că poate băiatul ăla punea bătul și zicea, păi, mie chiar îmi place tu. Laurențiu, eu i-am zis. Tu ești lucru moralizator acum, nu?
Vorbeam cu... Da, s-a linampat. Bă, ce-am văzut că a luat casa foc, după aia a spus că a glumit. Exact. Și omul a spus și la hotel, bă, fata aia chiar își bate joc de mine, adică îmi spune doar barba, îi place la mine. Nu vezi ce mușcheam? Salutăm la ureți. Adică... Andrei, nu mi-am căutat materiale, stai liniștit. Poftim? Nu mi-am căutat materiale. Nu, dar da, când ai văzut că găseai la depozit, dacă chiar voiai materiale. Asta e că se joacă? Asta-i. Da. Și crezi că s-a jucat și cu Patrick? Patrick nu s-a jucat, dar cu Laurențiu da, a încercat. Patrick s-a jucat cu ea. Și Patrick nu, chiar nu s-a jucat cu Patricia, dar uite că Patricia și spus că s-a jucat cu ea, dar nu. Crezi că o să facă o altă victimă după Laurențiu? Momentan nu, momentan nu, mai așa. Frică să nu fii tu următoarea victimă? Nu, nu, nu. Păi el, în general, el are victime, nu prea ar vrea să fii victima ei, Andrei? Sincer, nu. Îi apăr eu inima. Hai puțin. Nici dacă scoți un pupic? Nu. Sunt aici care îl apără. Deci să fii mai atentă, Patricia. Atenție la neatenție. O să fiu, Andrei. Ia vezi. Nu te lovești. La ceas, că n-ai ceas pe mână. Să te împiedici când ești la bot. Andrei. Am și material drăguț. Ah, că doamne ce. Pe jumătate. Pe sfert. Nu înțeleg. Deloc. Deci nu e drăguț. E și drăguț. O glumă. E și drăguț. Per total, e și drăguț. Ai fost chemată în Camera Roșie de 3 băieți. Da. Săptămâna asta. Unul te-a făcut să râzi. Te-a bine dispus. Al doilea te-a făcut să zâmbești. Așa și așa. Iar al treilea te-a făcut să plângi. Da. Frumos ar fi fost să fie invers ordinea, dar na, se întâmplă. Ți-am promis acest material. Așa că privește, te rog. Patrick, zonale plăcute. Am dubii mari rău de tot. La tine repede o trecut, așa? A? La tine repede o trecut. Foarte repede. Vezi? Ce, cum, când? O cameră destul de frumoasă. Destul. Dacă nu-ți dai părul așa tot, e frumoasă? E foarte frumoasă. Vreau să vină Nona în camera aceasta frumoasă. Da.
la prima poză. Știți toți că el ne face să zâmbim. Pe toți, nu numai pe mine. Dar în special, noi toți avem plăcere când glumește el. Cu a doua cameră, chiar am avut foarte mare plăcere să stau de vorbă cu el. Cu tine, Marinel. La a treia era inimă rănită. Și, nu știu, l-am simțit eu altfel pe Patrick acolo. Și așa a pus să mă doară sufletul. Stau și mă gândesc că atunci când suntem îndrăgostiți, ar trebui să arătăm așa, ori ca în prima imagine sau în a doua, dar nu așa, ca în a treia, atunci când suntem îndrăgostiți. Păi, după cum și-a fost între noi, nu prea cred că ar trebui să fie ca în prima sau ca într-a doua. Este chestii de lămurit și de vorbit și după... Da, nu așa ați început această relație cu chestii de lămurit? S-a început cum s-a început. Sper să mergem pe alt drum, mai prin liniște și pace. Nu știu dacă a să primească, dar asta îmi doresc foarte mult. Cu siguranță nu-mi doresc. Poftim? Nu te temi că așa o să... Este undeva un semn de întrebare. Este, da. Mereu. Periodic o să fie fel și fel de lucruri de lămurit între voi doi. Desigur. El supărat, tu supărată, tu nervoasă, el supărat. El are răbdare. Dar tu ai? Eu mai puțin ca el. Unul dintre voi va părăsi astăzi casa iubirii. Altul? Da. Unul dintre voi a încălcat clauzele contractuale. Dar din păcate va trebui să pronunț acel cuvânt care nu-mi place. Descalificare. Nu. Ionuț, da. Nici o reacție în urma celor auzite, cum că e provocat coșmarul lui Patrick. Dar cred că am ajuns să fiu coșmarul lui Patrick. Nu am dorit niciodată asta, pentru că n-a fost niciun atac la Patrick Espre. Pur și simplu, Nona a fost singura fată care am putut discuta eu în casă și s-a nimerit să fie și un pic iubita lui. Un pic? Nu am nicio reacție, na, mai visăm și urât. Eu n-am visat urât cu ei. Dar ai spus visul tău, nu? Da. Ce, am fugit cu ea în lume? Ea fugea după tine, eu după ea. Patrick, m-a avut vis din ăsta, ne lăsă. Cred că a fost ăsta aia când am dorit aici, acasă. Deci cum? Stai puțin, că nu știu asta. Da, am avut un coșmar în care, dar nu așa, că m-am trezit de vreo 2-3 ore, Andrei poate confirma că m-am trezit, parcă stăteam un minut, două, mă puneam înapoi să dorm și continuam de unde am rămas, deci tot așa, toată noaptea, parcă am simțit visul ăsta. Da, și eu l-am întrebat, Patrick, ce-i cu tine? Bă, nu sunt bine. După iară se... Urmărești, eu nu... Iar se pune în fund. Nu, bă, eu fugem după tine, dar el după mine. Bine. Bă, ce-ai visat? Las că spun dimineața. Acum stau și mă gândesc, poate ăsta cu Andrei a fost visul și de fapt realitatea a fost alta. Cum fugea Nona după Ionuț? Îl plăcea pe Ionuț. Da? La modul ăla, cumva. Doar în da, vise, da. Patrick. Nu. Dacă așa, există în vise, rămâi în vise. Sunt nu? Da. Da? Și după tine nimeni? Nimeni. Patricia. Era așa, dar l-am văzut el, că era mai micuță. Andrei îl trezea. Era prea n-ai văzut nimic, n-ai simțit nimic, mai era nimeni în spatele tău. Eram într-o goană intensă. Nu vă mai apucam din urmă. Oricum, mă bucur tare mult că i-a plăcut camera cu mine Nonei, pentru că eu asta a fost intenția mea, cumva să plece cu o stare bună, știam că nu e foarte bine. Și v-am spus, mie e cel mai comod să vorbesc cu ea în momentul de față din casă. Și cu Chris, nu? Băi, pe Chris abia o cunosc acum, dar pe Nona o știu de mai mult timp și chiar mi-e comod să vorbesc cu ea, dar acum dacă se împacă cu Patrick, nu le mai fac. Cum se face că e comod să vorbești cu Nona care vrea să-și facă relație? Dar nu... De ce nu ți-e comod să vorbești cu Emma? Când a fost camera asta rușine, nu era, există posibilitate de a face prietenii. Oare chiar nu să înțelegi chestia asta? Eu o să înțeleg, șefa. Păi el a fost unicul băiat și cu Marinel care s-a ridicat, nici Patrick nu s-a dat interesul să vină să mă calmeze. Și eu acum, din cauza că mă împac cu Patrick, vezi, Doamne, că stițăm la distanță, stai eu, nu sunt la distanță. Da, faza e că Patrick acea poate s-a ridicat pentru că el încerca să cunoască pe altcineva. Am vorbit ieri și cu Patrick, i-am spus băieței,
au făcut un gest care nu se lasă de lăsat cu vederea, pur și simplu așa. Așa că eu n-am să pot să stopez o prietenie și așa mai departe dintre... Da. Dar oricum, dacă ei doi se apropie și văd că pe Patrick îl deranjează de tare, eu n-am să mai fac nimic. Păi, oricum, tu te-ai apropiat de Nona doar când eram în pauzele. Păi da. Patrick. Da. Eu sunt doar de pauză, sunt rezervă. Ți-e la Vesta? Te mai așteptă, știi, când... Bine. Săptămâna viitoare. Da, dar prietenia trebuie să fie mereu. Păi o să fie, dar cu bun simț. De acum încolo. Da, nu o să mai pup pe obraz. O să pup pe frunte. Nu să mai vrem să-i pupăm buzele alea de pământ. De asta? Nu ne-ai lăsat să le pupăm. Care buze? Nu erai cu Patrick. Da, da, tatuaj. Are buze acolo, doamna Andreea. Fanteziile mari. Plăcerile lor. Păi și Nona, acum cu Marinel ce faci? Că e frânt inima. Care e tatuajul pe care l-aveai și cel pe care l-ai făcut înainte să intri aici în casă? De ne-am trezit noi cu tine cu asta, un tatuaj? Asta, am făcut înainte să intru în emisiune. Da, așa. Avea, când a venit la casting avea un tatuaj, când a venit a doua oară la casting avea toată mâna. Cool. Și cealaltă mână? Nu, erau astea. Asta deloc nu era. Nimic, nimic pe asta nu era. Eram curățăc. Când m-am văzut... Ce asta? Ce semnifică fata respectivă? Sunt multe chestii, adică păcătoasă scrie Iisus. Ce paică? E păcătoasă? Da, în engleză. Da. Aici un ochi cu fulger, într-un fel pentru de ochi, de ochi, cum se spune, și tigru. Și ce anume? Tigru. Ah. Graică. Ești tigru în zodiacul chinezesc? Nu. Ah. Doar așa. De ce nu ți-ai făcut o hienă? Că sunt o hienă. O să-mi fac și un șarpe. Și pe mâna cealaltă ce ai? Sper trandafiri au o semnificație. Nu era bine să avem trei? Eu în tinerețea mea am pierdut doi băieți gemeni și am făcut doi trandafiri pe mână. Eu sunt curios de ceva, nu pot să mai, nu mai am timp. Eu vreau să întreb ce înseamnă AK-47. Cine? Ce significă armele astea de aici? Le-am cu cineva. Ah, ok. Am crezut că gen ai vreo semnificat ceva. Ce semnifică ceva? Dar și să știu cine le are. Cum? Dacă n-ai fost atent. Dar vă rog, nu mai aduceți în discuție, că nu mai pot deja să suport trecutul cu... Vă rog frumos. Ești pe tine? Astea. Eu am mai multe tatuaje făcute cu fostul. Ah. Am și numele lui pe corp la mine. Ai numele lui pe corpul tău? Da. Și cum o se cheamă? Da, Patrick are tatuaj cu fost, așa că eu noi ne-am înțeles inițială. Foarte bine în privința la... A, tu ai doar o inițială, ea are tot numele. Păi, dar e, nu, e, dacă te uiți atent, înțelegi, dar dacă nu, nu înțelegi ce scrie acolo. Bun. Uite ce poți să dezvolți, dacă ești interesat de persoane de lângă tine. Câte poți să afli. I-am promis lui Radu că o să iară niște materiale cu Cristina, nu? Nu mai țin minte. Parcă așa, da, nu? Da, Cristina, da, nu așa i-am promis? Eu nu mai țin minte. Așa e. Acum două zile, dacă nu mă înșel mai exact. Nu, Alexandru? Eu cam mai așa. Țin minte. Nu mai țin. Niciun fel de problemă, suntem aici pentru tine. De aceea ne-am strâns astăzi aici, pentru tine. Să ce caut aici? Cine e Cristina? Eu ți-am spus că am încredere în tine, dar vreau să-ți văd zâmbetul, să-ți văd privirile, să-ți văd okay. Felul în care vorbești. Nu, pentru asta mai am un material. Spiritele și la voi. Pentru asta mai am încă unul. Ia să vedem. Începem cu cel mai light și continuăm sau vrei direct? Luați-l tare. Luați-l doriți tare. Dumneavoastră. Știți vreți... că eu merg pe încredere. Da? Bine, hai fie, privește. Eu îl văd așa, am glumit, un macho man, așa, cu toate trei. Da, pare da, el care are nevoie de trei. Nu știu dacă m-aș putea descurca, sincer. Dar te-ai dorit? Două, nu știu, cu două poți, cu două poți. Era să mănânci? Da. Păi de ce? Că tu ești cu sportul. Păi și ce, n-avem voie sau? Am mai cum vreau. Ai diabet? Da. Da, asta că ai spus că ai diabet. Și cum e? Adică e avansat sau...
În cât faci 25? Că pe fete le interesează. Deci nu te atașezi atât de repede, că durează. Ba da, știi cum, eu sunt extremist, ori eu sunt cu tot acolo din prima, ori dacă nu... Ori tot, ori nimic. Da, chiar în orice subiect, nu doar... Voi credeți? Da. Ți s-a întâmplat ție? Crezi? Cred. De-ai fi deschisă să cunoști alte persoane? Cum ar fi? Ești genul de om care tinde să controleze telefonul. Te deranjează, te enervează, te... Nu știu. Vezi că se supără. Deci nu ți-ar plăcea oarecum să se supere atât de repede, să fie atât de supărăcioasă? Sau tu cum ești ca persoană? Te superi repede? Te pui încredere într-un om? Adică sunt evenimente anterioare care te-au afectat cumva? Ți-ai acum că o femeie ar trebui să aibă încredere în tine după... ceea ce ai avut, adică infidelitatea ta? Da. Care îți plac animalele? Da, smol. Îți place să uzi florile? Da. Ce întrebare de baraj. Da, îți plac pisicile mai mult decât câinii? De cine îți mai este poftă? Ce? Că am eu întrebare, că poate ar fi mai... de mai mult interes. Ce amuzant. Îți plac glumele? Cât la sute e sensibil? Poți să ne spui și de ce sau de ce? E personal? De ce ai plâns? Ce sentiment îți manifestă? Voi considerați că eu m-am grăbit? 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 Ai încredere, Radu? Bă, dar nu poți fi apărată la faza asta. Vă rog, nu mai râdeți! Da, așa a fost! Ești bine? Inversatul. Ai luat și cu ție rău și ție? Frate, dar nici măcar nu mi-a dat seama că am pus atâtea întrebări. Ai lăsat! Câte au fost? 40 și cât? Ai numărat? Ping, ping, ping. Eu cred că au fost mai multe. Mai mult. Aia cu vi se pare că m-am grăbit a fost din alt context. Noi le-am numărat. Da, aia a fost din alt context. Da. Câte au fost? Nu le-am numărat 36. Pentru că mă șocam cu fiecare... Cam câte crezi că au fost? Materialul. Peste 30. Peste 30 de întrebări. Cam lungă curiozitatea Cristinei, să fiu sincer cu dumneavoastră, și în relația mea nu știu dacă am primit eu atâtea întrebări. Toată relația? Păi nu, că te-ai descris tu. Da, exact. Și de fiecare dată când discutăm, tu vorbești foarte mult, adică îmi spui totul din start. Nu am ce să mai întreb. Poate vorbește prea mult Radu pentru tine? Nu am spus că vorbește prea... Băi! Nu am spus că vorbește prea mult. Tocmai că el îmi spune din start tot ce are de spus și automat nu mai am ce să întreb. Deci consider că n-aveți deloc mister în relație. Avem, bineînțeles. Ideea e în felul următor, că nu m-a deranjat faptul că discutai sau așa, e ceva normal, e ceva firesc, de-aia suntem în casă să legăm prietenii și să discutăm unii cu ceilalți, însă m-a deranjat faptul că te-am văzut că la un moment dat te-ai mutat lângă el. Nu a fost așa. M-am fost să beau suc, cred, și s-a mutat altcineva în locul meu și a rămas. Am înțeles. Oricum, bine vă spun, așa să te-ai lipită de oricum spătarul ăla. Da. Era chiar lângă el. Dar n-ai vrut să arăți că îți place de el. Dar nici nu-mi place de el. În primul rând, când Laurențiu a intrat în casă, eu m-am cerut după aproximativ 2-3 minute la cameră să vin la tine. Dar ai ceva în comun? Ca să nu, da, ca, nu. Să, ca să nu te uiți prea insistent la el, că atât de mult îți plăcea să nu se vadă, nu? Nu, nu-mi plăcea. Nesc. Dar voiam să vin la Radu, adică nu aveam niciun interes. Radu... Te-ai supărat? Oricum s-a văzut nu în privirea ta că erai puțin șocat. Deranjat, sincer, chiar am fost deranjat de setul de întrebări pe care îl pune. Adică erau niște întrebări care... Mi-ai spus mie în felul următor, când noi doam asta de vorbă. Mi-ai spus că ai pus întrebările astea pentru cunoaștere, să-l cunoască restul fetelor. Dar la un moment dat erau anumite întrebări care n-aveau legătură cu fetele. Cum adică? Îl întrebasei... Ca și felul lui de i-ai spus dacă e genul de persoană care se uită în telefon. Adică păi da, și fetele n-ar trebui să știe asta. Adică e ceva general, e ceva despre el, care... Da. Oricum o să... Trebuie să-ți plac glumele. Nu e prea general aia cu telefonul. Da, nu știu, au fost multe întrebări. Da, dacă e gelos, adică posesiv. Eu cred că Cristina i-a plăcut să-i pună atâtea întrebări lui Laurențiu pentru că i-a dat frâu liber și s-a simțit în largul ei, Cristina, și asta i-a plăcut. Deci n-a făcut nimic rău, nici Laurențiu, dar nici Cristina, și așa că Radu n-ar trebui să fie supărat. Am încercat cumva deci, să... Este Cristina. Ai auzit cum a trebuit să te simți, ca așa zis Andrei? Spun orice. Am încercat cumva să fiu foarte sociabilă, cum am menționat și anterior. Mie nu-mi place să văd un om că se simte stânjenit. Adică, pur și simplu, stătea, la un moment dat nu mai erau întrebări, stătea, era liniște și... Bine, nici n-avea cum să se ridice, să plece. Adică nu cred că a avut timp. Știu că s-au luat și fetele de tine la un moment dat, când n-au avut loc să întrebe și ele ceva. Păi s-au luat, dar... Alina?
Atunci nici n-a deschis gura, aproape deloc. Am vrut să întreb, ea tot a continuat și mi-am pierdut toate întrebările. Și n-ai avut nicio tentativă din câte am văzut eu acolo. Nu e adevărat, Marinel, dacă o să te uiți, o să vezi că la un moment dat Alina a bătut palma cu mine sau ceva de genul, că bine, bravo. Nu, aia zic că ea n-a avut tentativă de a întreba ceva, adică doar Cristina a vorbit. Ai fost acolo, Marinel? Din ce am văzut. Ai fost acolo? Nu. Păi stai, să montat, n-ai stat acolo 10 din 10 minute să vezi fiecare secundă. Eu mă rezum la ce am văzut acolo, nu stau lângă tine să te urmăresc zile. Alina, am fost eu, pot confirma. Nu, chiar nu sunt curios. Nu are legătură cu asta, eu sunt o persoană. Ce confirm, Emma? Ce a spus Marinel, că nu s-a văzut interes. Poate a încercat și ea să pună o întrebare, două, dar tu dar nici eu n-am spus că am văzut interes din partea Cristinei către el, pentru că eu cunosc și îmi dau seama când se distrează și face Caterinca. Când Radu, dar în prima zi când Cristina a cunoscut băieții, întrebarea ei de bază a fost chiar și pentru Ionuț și pentru tine și voia să știe din tot adinsul răspunsul, te super repede, ești supărăcios, întrebare care i-a pus-o și lui Laurențiu, asta cu supărarea. Adică, în prima zi a fost pentru ea ceva important. Deci, na, poate ceva vroia să afle. Eu sunt o persoană foarte sociabilă și consider că nu adică, ai avea de ce să te super, pentru că... Ce ai înțeles? A prins un pește mare. Bianca vrea să spună cum ne-a pus mie și lui Ionuț persoanele care, de care Cristina a fost interesată. Aceeași întrebare, cumva i-a pus-o și lui Laurențiu, poate sub același pretext. Un mic interes voia să scoată. Da, deși nu cred asta. 24 de ani. Nu mai are niciun interes. Acum așa... Mai tine care aduc, corect. Chiar nu am niciun interes, am spus și mă repet. Nu, că sunt o persoană destul de sociabilă și îmi place să interacționez când e momentul, când mă simt bine. Nu te-a mai deranjat nimic de pe material? Întrebarea cu părul. De final? De la final? Dacă a slăbit? Nu, dacă s-a grăbit. Dacă s-a grăbit. Dacă s-a grăbit. Asta era. Am înțeles dacă a slăbit. Eu așa am înțeles. A fost din alt context întrebarea aceea. Da. Era vorba despre altcineva și ea se compara într-un fel cu... Am înțeles. Alt cuplu de aici. Și am primit-o și de la Laurențiu și am ținut să văd și alte păreri. Dacă voi considerați că m-am grăbit, dar nu că... O să ascult părerile sau o părere exterioară, ceea ce bine vede fiecare. Că te-ai grăbit cu Radu? Conversațional. Că m-am grăbit, da, cu Radu, să mă arunc în relația asta. Și că... Și pe cine ai întrebat? Eram acolo, era Chris. Patricia, Chris și Alina. Da. Și celălalt material? Nu mai am. Nu? Nu mai am, pentru că eu vreau să am copluri aici în casă. Nu mai am niciun material. Deci ăsta a fost ăla light. Mamă. Deci nu pot. Vă promit eu că va fi totul bine, chiar m-a s-o curios de celălalt material. N-am, nu mai e. N-am. Nu cred. Fac un noi. Cristina, ce-ai... Dar nu, cred că este vorba despre prima zi în care el a intrat în casă. Da. Mai bine nu. Da, televizorul nu l-ați mâncat, sigur apare acolo. Da. Să trecem mai departe, mai avem materiale și avem un material în care... E cu glumița în care o întreabă, ai de Radu, liniștește-te. Nu, dar nu știi că o întreabă, vrei să fii iubita mea? Păi tocmai, vreau să văd acest material, că de asta tot insist pe el. Radu! Vrei să vezi ce a răspuns Cristina la întrebarea lui Laurențiu? Mă seacă de o săptămână. Când a cerut-o de iubită? Da, mă seacă de o săptămână. Ai spus că nu te gândești la asta. Și tu l-ai crezut. Făcu și el o glumiță. Precum glumița voastră. Vrei să-l vezi sau nu, să știu? Da, normal. Da, sigur? Da. Bine, privește-te. Să-ți facă lumină. Cristina, vrei să fii iubita mea? Cristina, vrei să fii iubita mea? Cristina, vrei să fii iubita mea? Fără răspuns că nu l-am lipit bine. Te întreb eu acum, vrei să fii iubita lui? De ce te gândești? Răspunde mai repede că nu e bine! Te fără răspuns că nu e lipit. Nu. Dar n-am tot să fii să zera numai... Te-a convins, Laurențiu, vezi să fii iubitul meu? Dar tu ce crezi? Stai un pic, tu ce crezi că aș fi răspuns? Clar nu. Avea aceeași față. Și atunci ce mă mai întrebi? Glumesc cu tine. Din câte ține eu minte, era altfel. Dar de ce crezi că m-a întrebat asta? Păi nu știu contextul cum a venit întrebarea de la Laurențiu. Vrei să zic eu? Da.
a fost ceva de genul, păi da, cum vă cereți aici de iubite, gen, Cristina, vrei să fii iubita mea? Știi? A, așa, el a întrebat la mișto. Da. Înțeles. E, pe acest material e Cristina și dacă vrea, te ia și pe tine. Hai că vedem cum faci. Și Rad. Bun, hai să urmărim. O vezi pe fetița asta să se ia de cineva? Nu vezi că e rușine și să deschidă gura? Hai să nu mai facem atât de rușine, sfântă, frate. Pă bune, lasă-o. Se abține de la mult, da, așa. Hai, lasă-mă. Lasă-mă, nu căuta contra cu mine, că tu ai deschis subiectul. Dar nu poți să zici, să vii să-mi spui că e rușine să deschidă gura. Că deschide gura, stai tu liniștită. Stai cu minte, Alina, tu nu știi de când îți trebuie astea, că ea s-a abținut cu multe chestii să nu zică că era rușine, că îi era să nu se supere Mihaela. E rușine, că nu zice în totalitate, crede-mă. Doar că respiri lângă ea noapte, e o problemă. Poate mai multă răutate are în ea ca mine, așa mică cum o vezi tu. Ok, între mine și Alina și Mihaela este oricum o tensiune, adică mă așteptam la aceste vorbe din partea lor. Nu e ceva șocant, nu e ceva nou. Nu este, au fost zilele alea. Aceste vorbe din partea lor, se pare că te-am jignit sau ceva? Păi nu, dar și tu astăzi ai avut o atitudine foarte, nu știu, nepotrivită față de mine. Deoarece am spus de Laurențiu, adică n-am văzut greșeala mea acolo. Repeți niște chestii trei zile la rând, în condiții și în care îți explic. Am mai avut conflicte oarecum anterior, adică discuții în contradictor. Deci da, nu, era ceva nou ce am văzut aici. Am avut niște discuții, nu e acum o tensiune, în momentul de față, nu voi. Dar cum dormiți împreună voi, fetelor? În brațe. Noi atunci am avut, da, câteva mici discuții, dar nu, acum, în momentul de față, eu zic că nu e o tensiune. Sau tu aduci din spate înapoi. Nu, asta au fost trei zile în urmă. Ați trasat camera acolo, aveți o linie pe mijloc? Dar cum... Da, nu, dar noi nu ne-am băgat la... Cum ai ajuns la concluzia că Cristina poate avea mai multe răutate decât tine? Da, nu știu, de concluzia asta și tu, Alina, ai fost foarte răgită, spunând că... Patrick. Nu mai faceți așa, că deschide gura, adică îmi spun părerea, ce... Te deranjează, nu știu. Uneori, da. E cadou. Și pe mine mă deranjează tonul tău pe care spui anumite... Păi știi ce vorbești cu mine. Dar te-am întrebat, Mihaela, cum justifici tu ce ai spus mai devreme, că Cristina, fiind mai mică decât tine, poate avea mai multă răutate? Păi da, cum a zis Alina. Dă un argument, un exemplu. Cum? Un argument, un exemplu. Păi da, uneori e foarte răutăcios, așa, gratuit. Un argument, un exemplu, da. Păi e normal că atunci când tu... Da, de multe ori ai, Cristina, chestia asta să... Dacă vezi că, nu știu, pe Alina au deranjat o chestie, evidențiat, uite-te, Laurențiu nu te băgat în seamă, sau eu știu. Cumva știai că o doare și ai vrut neapărat să dai săgeata asta spre ea. Am dat săgeata asta. La fel ai făcut și în cazul meu cu Andrei. Păi tocmai... Ai fost în casa băieților și... Acum ne contrazice. Andrei nu mai vrea să te cunoască. Acum ne contrazice, m-ai spus că o doare. Când am vorbit eu cu ea, a sărit că ea nu e din cauza lui Laurențiu. Probabil că ea spune că e indiferent. E contradictoriu, ceva, părerea. Dar... E contradictoriu, tocmai. Da, tu ai considerat că mă... Nu, așa... Tu ai considerat că mă lovești. Afectează, da. Și ea spune... Și ai evidențiat chestii. Ea spune acum că... Ea spune acum că... Ea cum ești tu, dar o dai așa. Cum o dau, Mihai? O dai conștient, Cristina. Nu spune că nu, pentru că ai făcut-o și cu mine și nu odată. Păi, dar nu sunt inconștientă. Dar m-a făcut de multe ori că nu te aud și am zis ok, m-am zâmbit și m-a făcut că nu te aud. Și de-aia am zis că probabil te deranjează uneori și că respiri lângă tine. A spus-o, da, în mod ironic, atunci. Că au fost discuțiile alea, zile alea. Cristina nu se plânge de tine, Mihaela, tu te plângi de ea de fiecare dată. Tu spui, da, tu spui de fapt mult mai multe despre mine decât eu despre tine. Eu zic să o mutați pe Cristina cu mine în cameră. Mănâncă chipsuri noaptea. Garsonieră? Ei, nu știu care o ținut să spun asta în emisiune. Eu am vorbit la hotel, nu am spus asta în emisiune. Ba da, s-a întâmplat pe live. Și de asta știe și Emma. Cred. Eu am spus asta pe live, eu minciună. Da, erai tu. Erai pe live tu? Te luai de ea că vai că se aude și la tine, că se plânge. Că ronțe, nu, băi, susținători zicea ce face șoanecele, iară ronțe pe acolo sau ceva. Dar nu i-am spus, sunt susținători. Pe tine te-o deranja că am spus ce-a spus.
te-ai plâns și tu la masă, de faptul că Cristina a desfăcut o pungă de cipsă și s-a pus să mănânce și a avut tupeul, tu ai spus că a avut tupeul să-ți spună și ție dacă vrei. Păi înseamnă că tu ești poșta și tu vii aici și spui în emisiune. Păi, contează. Păi, dragă, de eu am discutat cu voi la hotel și am spus că eu nu cred că am deranjat-o pe ea, din potrivă, ea la ora 3 noapte deschide cipsul și mănâncă noaptea. Nu era 3 absolut deloc. Unde era? Da, era. Ok, 10. Am deschis punga de cipsuri, doamna Andreea, dar ea de ce butona telefonul și spune că nu avea somn? De ce era pe telefon? Am deranjat, din potrivă, mi-a pus cașile în ureche și... Deci tu stai pe live pe TikTok la 3 dimineața? Eu nu. Eu intru live că, nu știu, că mă împinge lumea de la spate. Hai să te vedem, da. Hai să... Eu am înțeles, dar tu nu o deranjai pe ea? Ei, nu, eu de fiecare dată când fac eu live și ea intră. Eu niciodată, adică de multe ori las pe ea și zic, ok, vine rândul meu, dar nu, chiar dacă fac eu și nu faci așa, de multe ori nu că... Păi, dar nu înțeleg, adică dacă voi două stați acolo, ar trebui să vă înțelegeți. Dar e ok, adică eu n-am avut niciodată problema să spun că Mihaela mă deranjează prin ceea ce faci, chiar niciodată. De ce nu ai zis, nu mai ronțăi lângă mine? Păi nu, am făcut o glumă și am zis, ok, fată, la ora asta totuși. Și ea zice... Adică eu cred că nu știu dacă eram adormită sau ceva de genul. Și ce vrei și tu? Și zic, Doamne. Da, am spus așa, adică vrei și tu, Mihaela era pe telefon. Da, dar tu nu spune că cumva eu te deranjez pe tine. Adică cam că ți-am spus că vrei și tu, nu e ok. De ce când poate ea înțeles că ei a tras atenția la ora asta mănânci chipsul. Da. Nu mi-a zis așa. Nu mi-a zis așa. Dar nu e... Cristina și Mihaela s-au certat în emisiune. Apoi, seara la hotel, Cristina era foarte, nu știu, se simțea inconfortabil cu faptul că o să meargă și o să doarmă cu Mihaela și chestii din astea. Și chiar eu personal am sunat domnul din staff și am rugat ca Cristina să fie mutată în altă cameră, pentru că Cristina și-a sunat și părinții și plângea și nu se simțea confortabil din simplu fapt că Mihaela îi spune că o deranjează anumite chestii, ironizează, sunt mai multe chestii care le face Mihaela. Și apoi, când Cristina a plecat în cameră, domnul din staff mi-a spus că nu se poate efectua schimbarea respectivă, apoi Mihaela s-a așezat cu noi la masă și și-a spus și ea ofurile și a povestit și de chipsuri și de toate alea și că ea face odată în an live și chestii din astea. Ideea este că ele s-au împăcat pe parcurs, doar că acum, în această situație, Mihaela tot îi amintește Cristinei, Mihaela tot aduce discuția de asta, vai că tu faci asta, că tu faci... celălalt lucru, adică aduci tot chestii din trecut și după eu am trimis mesaj. Mihaela ține să se răzbune pentru că a fost scoasă. După eu am de Cristina și tot repetă chestia asta, zice, a, mai scoate pe mine, a, tot ironizează pe tema asta. De câte ori în săptămâna asta, Mihaela, tu n-ai spus, eu nu pup pe nimeni faz, făcând aluzie la Cristina, că Cristina este foarte pupăcioasă, vine la toate și ne îmbrățișează. Și Mihaela a prezentat săptămâna asta, cred că de N ori, că vai, că eu nu mă apropii de nimeni, eu nu mă pup cu nimeni. Clar se referea la Cristina. Nu are Cristina niciun fel de răutate, nu are nimica. E o fată cu minte bună, dar Mihaela n-a, vrea să câștige teren. Atâta tot. E normal să luați apărarea că se ieși la oricare de aici. Uite, vezi? Da, hai. Ce apărare? Dar ce apărare, Mihaela, dacă este adevărul? Încă e o tensiune, de la tine a pornit tot. Vreau să știu despre ce te-ai spus. De la tine, Mihaela, tu tot te reproșesc că te-a scos în față, tot faci asta și tot... Dacă ea aduce, din urmă, i-aduc și eu. Mi-a făcut un lucru mult mai grav. Și altă fată poate nu ar fi vrut să stai cu ea în cameră. Eu nu am nimic împotrivă. Dar tu trebuia de o să ai aia. Eu a fost o lună și în urmă. Da, și oricum, aici o lună și jumătate, că te, Doamne iartă-mă. Oricum, când ai venit în competiția asta, știai că se petrec anumite lucruri. Știai că este egală cu eliminare, știai că orice este posibil să se întâmple aici. Deci nu ți-am făcut cel mai mare rău din lumea asta. Știi că așa e posibil să se întâmple acasă, tot și că sunt, și când ești în emisiune sau acum în gală, încerci să evidențiez chestii care cumva să îmi facă mie o imagine proastă. Păi asta a venit de la tine, Mihaela. Sunt oameni care... Nu știu, poate ții la tine și îți fac anumite lucruri, dar oameni care abia au intrat aici și se cunosc. Da. Păi despre ce vorbim? Nu ar trebui să ai tu așteptări de la mine, de la alții, de la oricine altcineva? Falsă ca alții cine? Da, eu nu pot să fiu falsă. Ca cine? Dă nume atunci. Am spus, nu-mi place. Dacă eu nu simt într-o zi să mă duc să vă pup, să vă îmbrățișez la fiecare... Păi vezi, uite de câte ori ai repetat chestia asta. Chestia asta mi-a repetat-o mie, cred că minimum mie, de vreo 6-7 ori. Și la alte fete, într-una tot repeți chestia asta. Adică pur și simplu... Bătând încolo. Păi da, voi vreți să dați impresia că de fapt acum mă plăcesc cumva, dar... Dar nimeni nu te place. Dar nu vreau să dăm impresia. E totul ok. Voi toate, dar nu... Nu voi toate, că eu nu ți-am dat niciodată impresia că te plac.
Dar eu știu, fată, e încet de ce spui că ți-a dat, ți-a dat drăguță, adică cumva, dar eu oricum știu că niciuna de aici nu mă haliți. Mihaela, deci atunci eu țin cu dreptate, nu ești cu cea mai fază, pentru că tu te dai pe lângă noi. Tu te dai pe lângă noi, tu te super dacă nu te băgăm în seamă. Tot tu vii investiar, da. Hai asta, ai, asta, asta, dincolo, una, alta. Ieri ați făcut atunci un joc ce? Și nu, nu m-am dus acolo. Joc? Ce joc? Păi eu, nu. Am făcut joc contra noi. Da, așa, pentru că eu când m-am dus să-i aduc cereale lui Patrick, v-am spus, veniți și voi acolo. Ați spus că nu, după aia m-am dus, am jucat jocul cu Patrick, când m-am întors, am zis. Personal ții. Hai, Mihaela. Da, nu, că nu mă duc, nu mă invitați nimeni. Da, iarăși, după ce a fost gata, după ce s-a terminat pe trecere, adică exagerez cu lucrurile astea. Ai făcut fix așa când am fost... Fix așa au fost când am chemat-o în cameră, când fetele au intrat, Cristina și Bia, când ați intrat în cameră, dacă ții minte, tot am zis. Nu mai fost acolo, Marinel. Nu înțeleg de ce interveniți anumite persoane care... Păi, dar ce ai vrea să-ți facă fată? Nu poți să-i... Te-a spus, haide, ce vrei să ia să te ia pe ea pe sus, haide cu noi. Dar Marinel așa a făcut și când am chemat-o. Eram toate fetele și am chemat-o în cameră și a spus că nu o chemăm după ce se termină pe trecerea. Apoi m-ai chemat... Oricum, la mine, Mihaela, inițial era vorba că aveți o discuție cu Andrei și mai Andrei nu vrea să participe. Nu era pentru tine, era să-l înveselim pe Andrei. Cine a participat, a participat așa. Andrei nici nu a vrut să mă salute, m-am gândit că nu-s binevenit acolo. Păi acum zice că nu s-a gândit, acum vrea să vină la joc, nici tu nu știi. Nu, eu personal le-am chemat pe amândouă, stăteau amândouă, și Alina și Mihaela le-am chemat. Dar nu când ați început jocul sau când a venit Bianca. Eu când am venit, eu ceream. Vreau să facem un joc, vreau să veniți și voi. Nu, eu m-am dus să vez materialul că jocul mi-a venit pe moment, nici măcar nu știam ce joc să fac. Mi-a venit în gând, așa, pur și simplu. Și era pentru Andrei să o ia în brațe pe Emma și să simte și el căldura sufletului. Atât. Și eu nu te-am salutat, Mihaela, pentru că... Da, ură din partea ta. O zi în urmă, pare că avea starea? Mi-ai lăsat o impresie foarte proastă. Te-ai ură și din partea ta. De asta nici nu te-am salutat. Că și-a bătut joc sau ce zici? Din partea mea a fost urât că nu te-am salutat ca și bărbat, dar pe de altă parte a fost și corect. Da, bravo. S-am întors exact cum mi-ai dat-o și... Așa să continui, Andrei, că normal, o să fii... Normal. Să rămâi singur până la 40 de ani. Da, cine zice că rămâne singur? Îl iei tu de bărbat. Asta nu e răutate așa. Să-i urez unui om să rămână singur până la 40 de ani, Mihaela. Păi, dar ce? Eu m-am dus și când m-am dus în casa băieților, am ridicat mâna să-l salut și nu a vrut să mă salute. Mai nu este. Oh, te-ai trezit și tu? Bine, Robert, dar tu știi mai bine. Nu ți-a locul. De oricum, și Mihaela te-a apărarea, Robert, să știi. Nimeni nu ți-a apărarea, sunteți reciproc. Te asigur eu că nu rămân deloc singur și în maxim 2 ani de zile o să fac și nuntă. Poate te invit să fie... Măcar a vorbit mă tare. Cauți un motiv acum, vai, Doamne, ce supărat ești tu ca să... Dacă... Ai fi, dacă ți-ai fi imaginat așa că de ce am fost eu așa sau de ce sunt în continuare, mai bine stai la locul tău, pentru că eu încă nu am o stare foarte bună până nu rezolv problema și nu aflu ceea ce am de aflat. Mihaela, urâge-te. Tocmai că nu se gândește acum și la celălalt, știi? Nu se gândește da, de, băi, de ce e omul ăsta supărat? Hai să nu încerc să-i fac mai mult rău. Eu m-am gândit, spune că eu sunt o persoană rea. Dar m-am gândit și la problema pe care trebuie să o rezolv eu când voi ajunge acasă. Nu mă interesează ce probleme ai tu. Dacă eu nu ridicam mâna să te salut, unde sunt ce probleme ai? Tocmai, nu și eu am problemele mele și n-am venit aici. Dacă a venit cineva și-o ridicat... Ia gata că și eu am problemele mele și nu... Toată lumea are probleme. Gata, nu mai toți avem probleme. Doamna Andreea, când vezi răutatea în tot și oricine, răutatea de fapt în tine. Nu poți să vezi atâta rău prin prejurul tău dacă nu pornește de la tine. Pur și simplu, eu chiar cu ea am încercat să fiu cât de sinceră posibil. Când ei îi zic pe față, râdem, glumim una alta, adică e clar. Totul pe față. Și apoi tot... Eu n-am spus că am ceva în momentul de față cu voi. Am spus că voi de fiecare când aveți oportunitatea asta să mă atacați, nu, de fiecare dată nu ne pasă. Mie personal, eu chiar n-am nicio treabă. Așa cum, mai ai sărit în apărare Cristina, nici de cum. Dar nu e apărare, e adevăr, asta ți-am spus. Am vorbit doar când ai făcut numele meu la masă la hotel, atât. Da. Și atât, până atunci n-am deschis gură. Chiar nu m-am băgat în subiecte nimănui azi. Și sunt mândră de mine și atât. Bun. Oare cum avea Mihaela părul pe materialul ăsta? Aici, în materialul ăsta, chiar nu știu. Dar acum trebuie să zic și de Alina, că și Alina este pe materialul ăsta. Da. Și e și Cristina. Cum v-ați găsit toate trei să... Iertați-mă că vă întreb.
Aoleu, e Cris! Iertați-mă, nu este Cristina. M-am zăpăcit. Doamne, dacă era Cristina, chiar că eram... Mă gândeam, zic, iau, te au un punct în comun aici. Au aceeași părere. E Cris. Cris, ești pe uman. Ești într-un material. Dar ne interesează foarte mult coafiura Mihaelei. Da? Băieți? O să mai aibă la fel după? Da, nu cred că băieții ar face ceva în sensul ăsta, pentru că e vorba doar despre băieți. Băieți, priviți cu atenție, vă rog. Chiar dacă el nu o să-și dorească o cunoaștere cu mine, am zis că vreau să rămânem, ok, nu vreau să mă răzbun. Așa au zis că par puțin răzbunătoare. Nu, dar și eu par răzbunătoare. Nu, că n-ai fi deloc. Eu? Și voi vă dați seama că n-ați văzut nici 50% din mine? Ce vorbești aici? Vrei să zbești tu ca Robert dacă m-ați cunoaște cu adevărat? Merită vreunul să mă cunosc cu adevărat? Păi tu dă-le șansa asta și atunci poate merită, poate nu merită, dar măcar încerci. Am încercat să o le ofer șansa, măcar am încercat unea să-i ofer șansa, n-a fost fel. Lasă-o și tu un pic mai moale. Dar sunt bine, ți se pare că n-am lăsat-o. Mă rog, Laurențiu e nou, nu mă cunoaște. Dar cei care m-au cunoscut cum sunt aici de 3-4 săptămâni, nici nu mai știu, e deja o repulsie pentru mine, deci n-am ce să le arăt lor. Mie îmi trebuie să băiesc noi dacă vreau să fac ceva. Haide, măi, repulsie, prea m-a spus, prea urât. Nu știu, că e chiar așa. Bați, vor mai mult să facem noi pașii astea. Da, sau cam da, întors ai, lucrurile. Da, asta așteaptă, ei așteaptă mai mult din partea noastră. Repulsie? Am schimbat cuvântul, ăla a fost pe moment, după am... V-am spus că nu știi ce înseamnă. A fost... Dar ce înseamnă? Lasă, Radu, că știi tu ce înseamnă. În moment ce l-ai schimbat după, clar nu știai sinonim. Știam sinonime, pur și simplu ăla mi-a venit pe moment. Te deranjează? De ce trist, dacă... Și ca mică paranteză să știi că nici Laurențiu nu prea te place. Hai! Da, e adevărat. Dacă ne-a spus tare și răspicat în casă, da, acolo. Măi, băieți, prin asta demonstrați că fata are dreptate. Da. Oricum, nu e plăcută în momentul de față de voi, dar... N-am fost eu atât la moment, a zis ceva atât de rău, de neplică asta. Da, păi ea spune, ea însă spune că ea nu s-a arătat nici 50%, adică 50%. Da, pe faptele și... ei a fost întâmplat asta, că ea a început cu toate chestiile astea, n-a făcut absolut nimic noi cu ea. Nu, că voi ați fost foarte drăguți cu mine, ce ai drept. Păi tu ai început prima. Dar nu v-ai zis nimic de rău. Oricum asta nu. Zic. De ce au fost așa urâte comentariile de la, din partea băieților? Pentru că tocmai este o parte de adevăr acolo. Da, au fost comentariile atât de urâte. Adică? Ce a fost asta cu repulsia? Păi ei au comentat, adică s-au văzut foarte deranjați de ceea ce am spus eu. Și nu am spus practic nimic urât de nimeni. Doamna Andreea, cum crede ea că noi nu o placem de nicio culoare și noi credem despre ea că ne-a făcut atâtea ori că suntem mai puțin deștepți, că suntem copilași... A fost o singură dată. Adică cumva e reciprocă toată situația și asta e. Ai făcut și când s-a dus Andreea la tine că... Da, ai făcut toată felul. Păi că a fost frumos? A, păi erai devastată. Chiar am fost. Câte cuțite ai luat? 13? Hai, termină, Alina. Cum? Dar era devastată, doamna Andreea, păi vai ce a făcut Andrei cu ea și ne-a băgat pe toți în vală. Și faci atâta dramă pentru ce? Te-ai vorbit cu băiatul ăsta de două ori și plâng. Ce faci? De ce? Păi... Alina! Nu plânge, că nu merită. Am plâns de prea multe ori. Adevărat, din suflet. Acum vă văd așa cu un pahar, cu amândoi. Dar de ce? Ce eu pot să plâng? Doamne. Crede-mă, Marina, că dacă nu te plăcea nimeni vreți din fete și ziceau... Vreau să te văd. Îți plăcea. Îmi eliberez un număr. Haide, hai, Marinel. La ce să mă gândesc, oare? Acum se trăgea Natalia. Așa. Hai, plângi. Jesus. De ce, Alina? De ce? Te gândești la mine la ce am zis? Ce? N-am treabă cu tine. Unele chestii scopleșitoare uneori. Pur și simplu. Atât. Mi se pare că, într-adevăr, ea își dorește să rămână în casă, să-și găsească pe cineva, pentru că e... o făcut pași spre Andrei. Spre tu ți-a făcut. Spre Andrei mai mult. A dat de înțeles că îl place, dar lui Andrei nu i-a plăcut.
Da, da, ideea dar... că acum explicați greșit. N-a spus nimeni de aici că ea nu vrea să stea în casă sau că nu-și dorește să stea în casă. Noi suntem de acord cu asta, dar ea a pornit toate chestiile astea. Dramatizează unele lucruri care n-ar trebui dramatizate. Vedeți că ea s-a cerut la voi în casă să vă cunoască mai bine, să vorbească cu voi mai mult. Dar s-a primit așa că camera nu-i prea permitea. Că poate dacă venea mai des acolo... Nu ne-a făcut o impresie din prima zi de când a intrat. Alina e o femeie complicată, poate nu e bărbatul potrivit aici în casă pentru ea, dar pe parcurs cine știe. Când am stat pe canapele acolo la noi, pe scaunele alea noastre, ți-am zis, apoi dacă vrei să mă cunoști, trebuie să mă cunoști și așa arogantă cum sunt eu sau ceva de genul ai zis. Și a asumat din prima zi de când a venit. Da, de când a venit, i-a zis că așa e ea, păi ea când așa păi, e ea. Păi, trebuie să recunoaștem, primele două zile au fost așa mai... Păi, e și obositoare. Dar... Mult. La prezent, ce pretenții ai, Nona? Ce pretenții vrei să ai? Dacă tu asta ne dai impresia și asta ne-ai dat impresia, cu asta rămâi, poți să te schimbi tu pe parcurs. Că... Da, știi, poate trebuie să te și obișnuiești cu niște chestii. Dar de ce să mă obișnuiești Marinel, cu niște chestii? Eu poate am ajuns omul care sunt arogant și cu zidurile până la cer, din anumite puncte de vedere. A încercat vreunul dintre voi să vadă de ce există chestia asta, de ce există atitudinea Dar asta? Dar de ce să faci o chestie asta când tu vrei să te apropii de cineva? Nu am considerat că unul dintre voi, am considerat că o singură persoană plângi, poate Alina, să treacă peste zidurile alea sau că ar trebui să știe ce cu zidurile alea și acea persoană și-a bătut joc de sentimentele mele. Pe mine jocul ăla m-a durut foarte, chiar m-a dezamăgit foarte tare. Știi că mi-a luat hate. Știu, am văzut. Meritai. Atunci meritai. Și eu mi-am luat nimic. Bun! V-ați relaxat? V-ați liniștit? Mi-a curs o lacrimă, doamne Andrei, aici. Ați văzut? Mi-a curs o lacrimă? Da. Vrei să te ajute să plângi? Liniștit. Sigur? Da. Deci vezi, nu poți să plângi și tu. Pot, dar trebuie să-mi amintesc de ceva lucruri, poate ceva care nu le țin în minte. Dar dacă caut pe aici, prin creierul ăsta micus pe aici, poate le găsesc. Păi și tu crezi că ea și-a amintit ceva? Ceartă cu Radu, ați amintit. Cea Bianca, că cum s-a tras așa... Bianca, eu cu care sunt falsă și plâng doar așa, să am și eu materiale, că de-aia plâng, de falsă ce sunt. Plâng fals, în eu continuare. Eu cred că și eu aș fi plâns dacă toată lumea îmi spunea că nu mă place. Exact. Adică e normal, o reacție normală. Atât. Păi și ea e pe față și ea a făcut inteligent. Eu aș da o petrecere, dacă aș afla că toate persoanele din jurul meu au ceva cu mine. Eu aș da o petrecere. Dar ea nu poate să ne cheme pe noi și atunci nu-i cu. Eu aș da o petrecere pentru că m-aș simți importantă, m-aș simți specială, m-aș simți diferită. Și cine vine la petrecerea aia dacă nu... Eu singură. Așa, de la așa și cu pat de șampanie, dar în oglindă. Da. Super tare. Da. Distracție plăcută. Mulțumesc că o să am. Super. Vă rog, nu mai fiți atât de răutăcioși. Chiar vă rog. Și iar voi încercați să vă acceptați măcar. Nu zice nimeni să deveniți prieteni. Ați încercat să mă ierte Dumnezeu. Ați încercat. N-am fost acolo să văd dacă într-adevăr chiar ați încercat pe bune. Dar aici în casă s-a văzut că ați încercat. Acum, dacă nu se poate și nu se poate, măcar acceptați-vă. Suntem oameni, intrăm într-o încăpere, cel care intră zice bună ziua sau bună dimineața. Cel care pleacă, zice la revedere. Și tot așa, indiferent de cine este în încăperea respectivă. Că trebuie să zicem. Aia e. N-avem ce să facem. Publicat dacă nu puteți și nu puteți, dați din cap măcar. Oricât de morocănoase ați fi dimineața, răspundeți acolo ceva, ziceți ceva. Vă rog, acceptați-vă. Acceptați-vă și cu pune și cu rele, suntem oameni, suntem drăguți, suntem frumoși, suntem niște ființe complexe, avansate. Nu, eu am propus în staff, eu prima am fost care a spus că vrea să se mute cu Mihaela. Adică eu am spus prima, dar Mihaela se pare că n-a apreciat. Adică eu cred că eu m-aș înțelege cu ea. Mi-am indiferent. Eu nu vreau, că mă înțeleg bine cu tine. Este așa, da, Patricia nu vrea să mă lase. Vreți să facem un exercițiu? Credeți în soartă, în destin? În... Da. Ceea ce atrageți? Vreți să facem un bol? Nu. Da, să chiar. Să extrageți bilețele? Nu. Nu. Dar punem și băieții. Bineînțeles, Ema. Și atunci, astăzi nu mai avem eliminare, avem descalificare. Vrei? Eu? Da. Dar băieți. Cu băiatul respectiv. Păi cum stai în cameră cu băiatul respectiv? Nu merge. Bun.
nu mai avem timp. Marinel, plângi sau nu plângi? Zi! Păi gata, nu mai am materiale. Ha, păi nu, păi până poate plâng. A, până la final? Încă n-a terminat momentele. Aoleu, poate ne luăm la revedere de la tine și atunci o să Andrei, plângi? Nu aveți material, că era supărat că eu vin aici să fac materiale. Cine? Cu Andrei, nu aveți material. Patricia, din păcate, n-am cerut niciodată să apar prea mult sau prea puțin în materiale. Nu, la tine s-a observat, s-a văzut. De la 100 de metri la mine, nu. Îmi pare rău. Nici eu nu am cerut. Îmi pare rău. Dacă vrei să faci un război cu mine? Nu vreau să fac. Poate învățat de la Patrick. Vezi că a fost armată. Soldățel. Vezi că e soldat ăsta. Mai vedem. Opa. Așa că e într-o mână. Bun, a sosit momentul să aflăm favoritul din această săptămână. Pentru asta trebuie să le spun telespectatorilor stop vot! Vom număra voturile dumneavoastră și vom afla favoritul din această săptămână. Cel care va avea imunitate pe lângă ceilalți care au imunitate astăzi. Poate aveți noroc și în casa voastră astăzi. În această săptămână, concurentul care a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, care va avea imunitate și nu va putea fi votat spre eliminare, este... Ionuț. Felicitări! Rămâna, mulțumesc! Războinicii mei, nu am cuvinte să vă mulțumesc. Sunteți cei mai tari. Am cea mai tare echipă în spate. Vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc mult! Bun! Pregătiți de vot? Da. Da. În acest moment avem mai multe persoane cu imunitate, cu protecție. Sunt protejate, ele nu pot fi votate spre eliminare. În casa băieților, Alexandru, pentru că este lider, Ionuț, pentru că este favoritul telespectatorilor, Laurențiu, care nu este prezent astăzi aici, din cauza unor probleme medicale, dar cu toate astea nu o să-și poată folosi această imunitate în gala următoare, dacă va fi o gală cu eliminare, și o folosește astăzi. Nu este prezent din motive medicale, dar ea există. Are imunitate în această gală. În casa fetelor, Nona, pentru că este lider, Patricia, pentru că nu și-a folosit imunitatea în ultimele două gale, și Chris, pentru că abia a intrat aici, în Casa Iubirii. Da. Știți pe cine aveți de votat? Da. Perfect, începem cu băieții. Ionuț, votul tău spre eliminare merge către... Merge către Alina. Consider că nu ne putem înțelege nicio culoare. Suntem caractere diferite și e singura fată cu care momentan nu m-am înțeles de nicio culoare. Nimic? Ok, mulțumesc. Cu drag. Mă așteptam. De la toți. Gen. De la toți? Da. De ce? Pur și simplu. Ai auzit că au făcut ceva, strategie? Dar? Pur și simplu. Sunt eu sau Mihaela. Adică suntem practic singurele variante momentan. Pentru că nu vă înțelegeți cu ei? Nu neapărat, dar... Ei nu se înțeleg cu noi, cuplu, cred. Patricia și Chris au imunitate. Emma! Nu cred. Cristina! Bianca! Nu cred că pot să voteze pe cineva din cuplu momentan. Eu n-am cuplu. E, stai să vezi cum o să schimbe lucrurile încet, încet. O să fie voturi și în cupluri. Cine deranjează pe Cristina, ai problemă. Voi doi ați avut conflict cu iubita mea și normal să țin cu ea, corect? Și orice ar spune Cristina, Radu o să ia pozitiv, nu o să ia negativ niciodată, pentru că iubita lui. Bravo, Marinel, exact, așa e.
ce? Eu sunt aici, am mare problemă în casa asta. Voi doi ați avut discuții cu ea, frate? Nu înțelegi românește? Când intru ultima aici, în gală, râdeți, nu știu, așa, urâtă, și cu... Dacă mi-e place frumoasa asta, nu mă place nouă, e problema tine, noastră. Să conviețuim. Tu ai mai trăit vreodată într-un grup de oameni? Putea să zâmbească, nu să râdă. Ha, 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 ce, sunt clown, ce? Eu nu-mi plac femeile care se plâng săptămână de săptămână sau zi de zi. Vreau o femeie care e stabilă. Dintre cei trei propuși către eliminare, Mihaela, cel care merge la loc este, tot în această gală, din păcate, va trebui să îmi mai iau la revedere de la cineva. Este un moment dificil pentru mine, dar din păcate, aceasta este decizia corectă. Unul dintre voi va părăsi astăzi casa iubirii. Altul? Da. Unul dintre voi a încălcat clauzele contractuale. Dar, din păcate, va trebui să pronunț acel cuvânt care nu-mi place. Descalificare. Nu. Patrick. Eu votez tot Alina. Nu am nimic personal cu ea, nu mă deranjează neapărat atât de tare, dar simt că nu este compatibilă cu nimeni din casa noastră deocamdată și țin să o votez pe ea. Te-a rugat nona? Ți-a făcut semn? Nu. E blat? E blat. Radu. Din păcate, votul meu merge tot către Alina. Din simplu fapt că acum mă gândeam foarte serios între ea și Mihaela pe cine să votez. Mihaela, spre deosebire de Alina, în discuțiile ei cu, în discuțiile lor cu Cristina, Alina a fost mult mai agresivă și chestia asta m-a deranjat, plus că au fost mult mai multe lucruri adunate pe care nu vreau să le mai dezvolt, că le știți deja. Deci votul meu merge către Alina. E supărat iubita. A să scapă de tine săptămâna viitoare de mine, Radu. Cine deranjează pe Cristina, e problema. Ce gândești așa mie? Păi nu a zis că cumva au deranjat mai tare Alina decât mine. Deja ești fericită, da? Ești cu negativ în față. Păi nu. Așa e. De ce alege între mine și Alina? De ce nu alege între Alina și altcineva? Pentru că voi pentru că cum ce? Eu ce-am mai avut cu tine? Pentru a glume proaste la adresa mea. Tu și cu Alina, voi două ați avut conflict cu iubita mea și normal să țin cu ea, corect? Și de ce conflict? Iubita ta e sfântă sau cum? O zis Alina. Cristina nu spune nimic pe bune, Radu. Cristina nu spune niciodată nimic. Cristina e sfântă. Păi nu prea sunt. Păi fii atent și tu câteodată cum găsăgeți iubita ta. Doar că e normal că eu să țin cu iubita mea. Și orice ar spune Cristina, Radu o să ia pozitiv, nu o să ia negativ niciodată. Pentru a, că bravo, Marinel, exact. Discuția dintre voi trei, consider că Alina a fost mai agresivă cu ea și de asta am ales Alina. Nu o să te voteze, o să voteze pe Cristina ca tu să stai, deși poate Cristina a greșit. Mihaela, cum eu n-am spus pe Cristina, doamne. Păi ai văzut? Am spus de ce ales între mine și Alina, asta am spus. Pentru că asta e părerea lui. E și normal ca să-și protejeze iubita de persoanele pe care o deranjează. Punct. Da. Cred că s-a înțeles. Nici nu prinde votul, o sărit. Da. Și de fiecare dată când tu ai încercat ceva... Voi să pun punctul de vedere, Nona. De fiecare dată când Radu încerca cumva... Și dacă mă votează, eu am ceva de spus, eu spun. Nu tac din gură. Radu, nu mai tac din gură, dacă mă deranjează ceva. Să destinzi atmosfera, mă deranjează, de ce am spus, da, între mine și Alina? De ce între mine și Alina? De ce nu te poți să nu te lege când vorbiți amândouă deodată? Ce, eu sunt aici, am mare problemă în casa asta. Voi cu ea, frate, nu înțelegi românește? Voi două v-ați iertat cu ea? E foarte logic. Nu m-am certat, i-am spus ceva. Voi două v-ați iertat cu iubita mea? Dintre voi două, pe cine am ales? Pe cea care mi s-a părut mie că a fost mult mai agresivă cu ea. Eu n-am fost agresivă. Pe tine, e simplu. Și totuși votul lui Radu n-a mers către tine, nu știu de ce te ataci. Ea a fost agresivă. Nu, dar o să meargă săptămâna viitoare, ea deja știe. A fost agresiv la tine. Da, Mihaela zice asta că mă votați de 5 săptămâni, 6. Da, exact. Ia votați-o, da. Sunteți patru acolo. Eu odată. Da, eu da. Dacă abia așteaptă. De ce ai zis asta? Domnișoară, nu, mă pare că te ascult tot ce zici. Nu, este și Ionuț. Păi îți dai seama că Bianca i-am provocat ca să vă fac vouă pe placă.
Ai zis. Mă, Bianca, să pare aiurea, probleme faci. Mihaela, având în vedere faptul că ai o vârstă și să stai mereu să-ți fie frică de acest vot, de acest vot... Dar ce treaba de vârsta cu părerea mea? Eu mi-am dat cu părerea, te-am întrebat frumos, de ce între mine și Alina? De ce nu între Alina? Explicația mea nu este destul de plauzibilă. Bine, numai asta... cu Cristina. Și înainte vrei tu să mă votezi pe mine, taci din gură. Eu am vrut să te votez. Dar de ce să tac eu? Hai, lasă, nu uităm faptul că am... De multe ori ești ironic, mie nu-mi place cu mine, nu mai face glume din astea și pe TikTok cu Regina Oașu și ce mă cheamă Mihaela, că face uneori gluma asta, e ok. Alea sunt glume de băgare în seamă, să încerc să mă împrietenesc cu tine, pentru că am văzut că ești colega. O să te prietenești altfel, nu așa. Și am vrut cumva să mă bag și eu pe supiera ta, să mă împrietenesc cu tine. Uite, și cu Emma am făcut glume. Când intru ultima aici, în gală, râdeți, nu știu, așa, urâtă, îți și cu... Dacă mi-e place freza, la nu mă place mult, problema voastră. Dar de ce n-ai zis de la început de aici de garantat? Te-ai mai trăit vreodată într-un grup de oameni? A zis de la început că băieții au râs de ea. Au râs, deci puteți să... Păi așa poate s-a simțit ea, nu că... Păi ce râdeți fiecare dată când intru eu? Ce e așa de amuzant? Au râs pentru că nu văd în fiecare zi așa ceva și le s-au părut... Da, putea să zâmbească, nu să râdă. Ha, 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 ce, sunt clown, ce? Ea oricum le ia cum vrea. Păi am râs ca să nu... Dar eu n-am râs. Plâng. Nu, dar știi ce mă deranjează mai tare la Mihaela? Faptul că nu spune momentul respectiv, așteaptă 4 zile și spune după 4 zile că de fapt nu i-a plăcut. Băi, Radu, dacă mai stă în casă o lună, o să zic că peste o lună, că ai ales să trăia și e Alina. Băi, nu mai râde că mă deranjează, nu mai faci așa, că uite, nu mă simt ok. Azi râs toți, când am intrat eu azi râs toți. Dar și tu ai râs, eu am râs, sincer. Am râs. Eu n-am. Bun. Ai râs de ei, probabil că... Gata. Radu, Mihaela spunea că și Cristina este un pic răutăcioasă, dar tu nu o vezi. Din punctul ei de vedere, eu nu o consider așa, e normal, iubita mea, eu poate am alt contact cu ea, nu mă bag în discuțiile lor, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, nici nu mă interesează că sunt discuțiile lor de la hotel, habar n-am, dar e normal să iau apărare, iubita mea, eu am ales dintre ele două o fată care, nu știu, nu mi s-a părut mie corectă. Ai înțeles, Mihaela, putea să fie oricine, dacă se lua de Cristina, e normal, își apără iubita. Alexandru. Acum pot să votez cu cine vreau. Că a zis Bianca și acum pare că iar fac ce zice Bianca. Păi invers. Nu, o să votez cu Mihaela. Pentru că deși are haz și poate să fie amuzantă. Ai râs la replicile ei. Dar știu, e foarte amuzantă Mihaela. Numai că problema e că uneori e Mihaela amuzantă și alteori e Mihaela care e supărată din chestii de genul și se atacă și se ceartă cu toată lumea. Dacă ar fi rămas Mihaela de când era șefa casei, pe Has, pe Caterinca și pe astea, nu m-aș fi gândit niciodată să o votez acum. Ia uzi, Mihaela. Mulțumesc. Dar sincer să fiu, chiar consider că sunt șanse să rămână în continuare în emisiune și sper ca votul meu, într-un fel, să te facă să te întorci la Mihaela amuzantă. Bine, mulțumesc pentru sfat. Și pentru vot. Robert. Votul meu merge spre Alina, pentru că nu suntem compatibili din niciun punct de vedere. Și la obiect, da. N-aș fi zis. Da, m-aș sta la Bianca ceva. Pe mine mă place. Nu, tu îl placi pe el. Alina, mulțumesc, ok, te așteptai. Că mă așteptam la toți. La toți? Și n-am ce să comentez. Da, eu o spus încă săptămâna trecută, până la gala fără eliminare. Adică... Am înțeles. Marinel. Tot spre Alina merge și votul meu, pentru că eu mă simt jignit și m-am simțit jignit când ne-a făcut ea în toate felurile. De faza cu camera roșie, când i-am făcut ei foarte inteligenți. Și toate, și comportamentul tău, aroganțele tale care le ai. Las, Marinel, că și tu ești și arogant și orgolios și ce mai vrei. Las. Măcar sunt acolo, unde trebuie, nu ca și tine. Andrei. Votul meu merge către Mihaela, deoarece m-am plictisit și m-am săturat de toate plânsurile pe care le-a făcut și le face și mie nu-mi plac femeile care se plâng săptămână de săptămână sau zi de zi. Vreau o femeie care e stabilă. Ce am discutat noi și ce... Da. Asta e făcut în fiecare săptămână, vrei să te mint? Așteptam la votul tău. Ca sub formă de salut. Pa! Ai auzit? Pa! Răspunde-i la pa, că după zice că nu o salut. Pa, mersi. Nu, că Marinel, n-ai înțeles contextul, dar... N-am înțeles eu contextul. Eu cred că tu n-ai înțeles contextul. Te-ai explicat, Radu, cred că... Eu m-am referit că votul lui Andrei, înspre mine, ar fi ca și cum i-a spune pa, pentru că nu m-a salutat. Când a fost în casa voastră și nici când a fost la noi. Eu ți-am dat votul.
Eu ți-am dat votul pentru că m-am săturat că în fiecare săptămână te-ai plâns că să nu fie eliminată, că să nu așa, prin casa fetelor la fel, mai dinioarea la fel, adică ce te-ai săturat de mine că au venit biserică, să plângem, Emma și-a pus mâna atâta pe tine și gata, te-ai transformat. L-am luat în brațe. L-ai luat în brațe, scuze. Nu mă transform așa ușor, stai liniștită. Oricum nu-mi doream o cunoaștere cu tine, m-am gândit mai bine. Și le-am spus și fetele în casă. Se pare că m-am îndreptat atât de mult înspre tine. Mi s-a cumpat de vântul, ești Andrei. Îți doresc o cunoaștere cu tine. N-are rost să mai intru în discuție. N-are rost, pentru că deja te-ai dat de gol și te-ai arătat cine ești tu cu adevărat. Păi eu exact așa cum mă vezi, așa îți, dar tu, în schimb, ești un om slab. Eu? Am spus-o și mă repet. Eu om slab? Te-ai dori să ai tu un bărbat ca mine. Că oamenii din jurul tău sunt răutăcioși, dar tu când arunci efectiv cu niște cuvinte negre... Nu arunc, ăsta e adevărul. Cum? Tu ai fost Radu când am discutat eu cu el în camera roșie și... Hai să continuați mâine, dacă se mai află Mihaela. Deocamdată prima persoană nominalizată este Alina. Mergem în casa fetelor și începem cu Bianca. Votul tău spre eliminare merge către... Mi s-a mai spus și mie, în alte contexte, o frază. I-am dat eu înțelesul care am vrut, dar acum e pentru Robert. Ascultă, apa trece, dar pietrele rămân. Votul meu merge către tine. Că ea e piatra și Robert e apa, nu? Ceva de genul, nu? Nu, dar... Cum vrei. Da, okay. Robert, dacă nu o să pleci azi, ești o piatră. Ah. Poți și așa să o iei. Aia, nu, am ținut-o două săptămâni, deci sună frumos, mi se pare perfect. Deci votul merge spre el? Da. N-am nimic de zis. Ți-a plăcut citatul? Maravioso. Dragundo, bagă română, te rog. Minunat. Nona. Votul meu merge spre Robert. De ce? Pentru că nu mă împac bine cu el. E unica persoană care nu pot să găsesc lingă comun în casă. Că și a avut timp. Nu, că de câte ori am încercat să discutăm, atâtea ori e vulcan. Așa că... Patricia. Votul meu va merge către Andrei. Este singurul băiat care a avut o divergență cu mine astăzi. Pe Robert nu am cum să-l votez pentru că m-a votat ca și lider. Nu m-am certat niciodată cu el. Am vrut să te votez și eu lider, dar nu mai aveam înțelegi la marker. Mine, da. Nu schimba nimic oricum. Mersi. Ai supărat fata. Da. Adevărul. Care adevăr? Pe care l-am transmis, pe care l-am spus. Că nu pot fi ca Laurențiu, nici nu vreau să fiu ca Laurențiu. Dar nu o să fii niciodată, vrei să te mint? Dar să femeie e până la urmă. Păi da, dar nu înțelegi ceea ce i-am spus. Și acum insistă ca să aibă cu materiale. Sau vrei să vorbești cu mine? Da, dar vrei vorbim după mai mult. Da, o să vorbim și o faceți geloasă. Laurențiu e mai special, să o cer Laurențiu. E mai special, dar... Laurențiu. A fost faza când Patricia au spus că s-o dat după dânsul, într-un fel să vorbească mai pe înțelesă cu... din astea și Andrei a spus că nu are cum să fie, da. Pentru că ea e fată, el e dita mai bărbatul și ea mică. Mie mi se pare că așa el s-a referit la și asta, dar și prima zi când a zis că nu vede nimic la el pentru ea și după care s-a întors după câteva ore și a zis ai, dar mie îmi place de tine, Laurențiu, îmi place bărbat și nu știu cum. Adică cum zici că un bărbat că îmi place de el. Și a trebuit să zicem un lucru care ne place la cei păi barba. Da, dar barba lui nu ține barba. De fizicul lui, barba nu ține de fizicul lui sau barba era... Andrei, ai zis că nu e pentru ea, e prea mult pentru ea. Da. Nu, ai zis că nu-mi place da, de el. Da, și să vii după și să spui că îți place. Dar nu-mi zis că îmi place. S-a emoționat fata, cine știe? N-am zis că îmi place. Așa să fie, cum ai zis tu. Cristina. Votul meu va merge spre Robert, pentru că deseori tinde să se axeze destul de mult pe anumite subiecte, discuții. Ce s-a întâmplat săptămâna asta? Au mai fost. S-a certat iubitul tău cu el, s-a contrazis. Bă, nu, el a fost și la noi. E vorba în general. În general. Da. Că se axează pe discuții care conduc cumva la... Chiar n-am avut discuții cu Robert, cred că două discuții vorbește bine, doamna Andreea. Pune punctul pe ei.
Asta e părerea mea. Nu știu, așa vreo două zile a încercat să intre în conflicte. Noi, restul, deja nu mai vrem să-i dăm frâul liber la certuri și așa mai departe. Eu nu am intrat în conflict cu nimeni. E cu Mihaela. Da, să le împace Mihaela. Ai spus chiar tu când a venit de în casa voastră. În afara faptului că, da, puțin exagerat, nu știu, cu momentul Emei, cu Andrei, nu știu, pe canapia. Asta, da, și pe mine m-a enervat, dar în rest au venit la noi și au vorbit cu fiecare foarte frumos că ați fugit voi de el, e problema voastră. S-a spus că nu vreți să-l vedeți, dar pe urmă l-ați pieptănat, asta e partea. Lasă că vă mai face un fan pe știi tu cine. Ce? Da. Înțelegi tu. Ce fan pe eu n-am așa multe și așa am un susținător ca tine, dar să știi că sunt oameni care mă iubesc, așa cum mă vezi. Când am mai auzit asta, să tot fie două săptămâni. Nu mai intrați în jocul meu. Ca și cum oameni căzuți la pământ, plini de milă, lasă, nu mai intra în jocul lui. Of! De eu nu țin cu nimeni, eu țin cu dreptatea. Oh. Oh. Făcuseră un film la un moment dat despre Robert. Eu am mai spus chestia asta. Ceva patimile lui. Bravo. Când am văzut pe Robert să vină să se iei o fată sau ceva, în afară de Emma, că nu știu da, ce a avut discuții foarte aprinse cu Nona, cu Emma la masă, dacă tu n-ai observat. Păi a prins probabil pentru că dacă nu ne spune că nu-l vede de bine urci și dacă vine numai până acolo, e normal că eu nici nu înțeleg pentru ce să știți că acesta este un an karmic. Tot, dar absolut ce înseamnă? Tot ce faci greșit se întoarce împotriva karma. Ta. Ca, mi-a făcut și anul trecut asta, nu e. Într-o zi. Anul viitor. Radu, da. Ai grijă ce zici? Alexandru, Ionuț, Marinel. Doamne ajută. Tot ce, fac, tot ce faceți zeci. Greșit, nu zecit, se întoarce, sub o formă sau altă. Țineți minte asta, vă rog. De la mașină. De ce anume, ce părerea pe care am spus-o mai devreme? De glumele pe care le faceți și de felul erau, glumele în care... Erau o părere sinceră. Cum văd eu situația între ei doi? Chiar a fost o... Dar trebuie să recunosc că a fost bună. La minim, punctul meu de vedere, nu a fost o glumă, a fost o chestie serioasă. Eu așa văd situația între ei doi. O victimizare care se completează una pe cealaltă. Cine se victimizează? Bine, mă rog, doar voi doi încetați, vă rog, gata. Voi țineți vie toată situația asta. Unde rămăsesem? La Chris. Chris, votul tău merge către... Eu nu am nimic cu nimeni și nici nu-mi doresc. Vreau să fie o experiență frumoasă, doar că eu simt că nu rezonez cu Robert pe niciun plan și atunci de-aia am ales Robert. Și tu, Chris? Asta simt eu, adică nu e vreo influență sau ceva. Nu sunt genul de om care să mă las influența, dar chiar asta simt. O crezi, Robert? Da. Emma. Robert. De ce? Creează disconfort. Cel mai bun argument. Mihaela. Andrei. Mersi. De ce? Pentru că nu mă așteptam din partea lui să se comporte așa, imatur. E supărat. Dar nu are și el problemele lui. Putea să vină să avem o discuție, dar a preferat să nu mă salute, să mă ignore total și aici să spune că s-a săturat de plânsul meu. Păi dacă te-ai săturat, dragul meu, du-te acasuca. După camera roșie, am uitat să spun, ai cerut, adică eram pe conexiune și ai spus că Andrei, vrei să vin la tine? Eu știu că dacă o persoană își dorește să vină la cealaltă persoană, nu trebuie să-și ceară voie, vine, pur și simplu. Ei, hai acum și tu nu căuta pretexte. Dacă, nu, asta dacă pretext, voia să vină, să vorbească cu mine, veneai. Dar uite, eu când am vrut să vin, gen, am venit, nu m-am cerut. Să vină, nu? Să-i dai așa un cald. Pe Andrei l-a deranjat că tu... Și dacă l-a deranjat chestia asta, că eu nu fac Robert prima pași spre el, eu 40, trebuie să spui că eu sunt așa și fac pe aici teatru și că mă prefac că plâng și din astea. Măi, cu plânsul, exagerezi. Te-ai sătura, că nu știu ce. Păi, dar atunci de ce ai vrut să mă cunoști dacă nu-ți place de mine? Da, e la cu plânsul. Dar să începi să vrei dacă nu-mi place de el. Da, exact. Dacă serios. Eu am scăzut așa, ok, așa să mă cunoști. Dar tu dacă nu-ți place de el, ce-mi sătura? Minte cum a fost în cazul cu Robert. Îmi place pe Robert, ce să-mi dai mie șansă? Am încercat mai mult să discutăm, nu înseamnă că am avut ceva. La fel am mai dai mie șansă dacă tu îl place pe Robert. Robert nu place pe ea. Păi da, am recunoscut că îmi place mai mult Robert și de acolo tu te-ai prins și n-ai mai vrut să auzi de mine. Ești normal, nu mai zic nimic. Gata, votul meu mai ales pe tine, nici nu mai stau să îmi bat capul. La mulți ani. Alina. Deși consider că există momentan o singură persoană care merită cel mai mult să iasă din casă, din casa băieților, am acest vot pregătit de 2-3 zile, pentru că știam că voi fi în față și nu-mi doresc să fiu în față cu... cineva puternic.
De aceea, votul meu va merge la a doua persoană care consider că nu are ce să caute în casă în momentul de față, pentru că se joacă, o ia în glumă. Deci votul meu va merge către Andrei. La mulți ani și ție. Ce ai zis? La mulți ani. I-a zis și la Mihaela. Da, cum se zice? Da, cum se servească aniversarea, nu știu, ziua. Contra trei, nu? Da. Da, din păcate, votul tău nu a contat. Da, știu. Robert a strâns cele mai multe voturi din partea fetelor. Așadar, Robert este cel de-al doilea concurent propus către eliminare. Alături de Alina. Ionuț, favoritul telespectatorilor, votul tău merge fie către o fată, fie către un băiat. Decizia îți aparține. Votul tău merge către? Din păcate, votul meu va merge către Mihaela. Pentru că mi se pare că, într-un fel, se comportă ca și Robert la noi în casă. Se, nu știu, nu e deschis așa cum încearcă să pară. Ups. Da, eram sigură. Știa. De-aia te-am și întrebat, te aștept să iei cecul ca să mă scoți în față. N-am mai spus-o, dar e ok. Mulțumesc frumos. Vezi numai negru în fața ochilor și asta e bine pentru tine, să știi. Da, ce... Oricum, crezi că părerele noastre... Asta e un pretext. Nu este niciun pretext. Știi că m-am gândit de foarte multe ori la tine. Tot timpul ai fost împotriva tuturor, la modul că orice glumă o vezi ca un atac. Eu de multe ori am făcut glume cu tine și cumva mi-a răspuns răutăcios. Acum, ăsta nu e argumentul pe care te-am votat. Dar consider că nu știu, ești negativ rău de tot. Nu înțeleg de ce. Atât. Bine. Încă tu te așteptai săptămâna viitoare să fii votat. E ok. Putem să venim acolo? Da, vă rog. Așa cum bine știți, doi dintre ei vor merge înapoi la locurile lor. Iar unul dintre ei va părăsi casa iubirii. Mai exact, cel care are cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Ia zi, Mihai, la cum cine? Să nu zici după că știai. Ce? Nu, că nu. Dintre cei trei propuși către eliminare, Mihaela, Robert și Alina, cel care merge la loc este... Robert. Mulțumesc. Una dintre voi sigur pleacă acasă astăzi. Vezi, te-ai obișnuit, nu mai plângi. Nu mai plâng, că oricum simt că prea mult își doresc și atunci nu vreau să le dau satisfacția asta. Dar nu e ca și cum ți-ai dorit foarte tare să ajungi la o înțelegere cu ei. Nu e ca și cum foarte tare, nu știu, lași de la tine. Am dorit, dar întotdeauna încercă să scoată chestia asta în față, că, adică din urmă. Astăt. Cine? Tu, singurică. Tu ai plusul fiecare egală. Termină, da. Marinel, nu suntem noi. Ok. Nu știu, înțelegi cum e aici lucrurile. Păi nu e vorba de asta, e vorba că emoțiile nu pot să controla, dar faza e că ea e negativist atât, ar trebui să fie un pic mai optimist în viața ei. Noi inventăm. Radu. Aș pe supăratul, pe interesantul? Tu ai scos-o în față. Nu fac pe interesantul. Eu oricum am încredere că oamenii o plac pe Mihaela, pentru că am văzut comentarii cum ești cu ea. Și am încredere că Mihaela va rămâne și... Comentarii este scoată în față, da? Nu, am văzut comentarii cum că... Măsuri din priviri sau, mi se pare mie? Adică sunt comentarii de genul acela? Da. Ce bine v-ar sta împreună? Da. Și oricum am încredere în Mihaela, o să vină înapoi. Așa sper eu, așa îmi doresc din tot sufletul. Și cred că în emisiunea asta cei care sunt eliminați se și întorc. Da.
câteodată. Mă gândesc că poate nu o să fie eliminată ea, poate are mai multe voturi, de asta. Eu așa consider. Și de asta am încredere. Doar că chestia asta cu atunci când ești în față să facem mișto de cineva care e în față și așa, mi se pare urât. N-am făcut nimeni mișto. Să fim ironici, atât. Ok. De câte ori ai fost ironic până acum? Cred că 10 ori. Iertați-mă, o întrebare dacă îmi permiteți. Credeți că putem continua gala sau să vă așteptăm să vă certați? Eu sigur că da. Care dintre ele? Cea corectă, să continuăm gala. Am crezut că asta, să vă încertați voi. Asta mâine. Înțeles. Cu Marinel te-ai împăcat? Da, suntem ok. Dar nu a fost necertat. Dar nu este încertați. Suntem în regulă. Marinel zice că nu. Discutăm mâine. Da. Bun. Alina, nu v-ați înțeles? Te-au scos aici în față. Ce simți? Pleci sau te duci înapoi la loc? Mi-e foarte greu să vorbesc în momentul de față, deci pot să nu vorbesc, vă rog? Pot? Bine. Bine. Dintre Mihaela și Alina, cea care părăsește casa iubirii astăzi, Alina, îmi pare rău. Mihaela, poți merge la loc. Mulțumesc. Acum poți vorbi? Da, e ok. Gata? Trebuie să mă calmez un pic, atât, când mă ia. Cum a fost această experiență? Mi-a plăcut foarte mult. A fost o experiență interesantă. Îmi pare rău că nu am reușit să mi-arăt toate capacitățile. Și, nu știu, cam atât. Mi-a părut bine. Și mie, mulțumesc frumos. Te rog să-ți iei la revedere de la colegii. Mulțumesc. Bun. Ne-am luat la revedere de la Alina. Tot în această gală, din păcate, va trebui să îmi mai iau la revedere de la cineva. Este un moment dificil pentru mine. Dar din păcate, aceasta este decizia corectă. Unul dintre voi va părăsi astăzi casa iubire. Alt concurent va părăsi astăzi casa iubirii. De ce zâmbești, Nona? Mie mi-este foarte greu. De ce zâmbești? Este un moment tare dificil pentru mine. Este un moment pe care n-aș fi vrut să-l trăiesc.
păcate, el există. Și, din păcate, va trebui să ne luăm la revedere de la el. Unul dintre voi a încălcat clauzele contractuale. Din punct de vedere etic, unul dintre voi nu a spus adevărul. Acesta s-a aflat, pentru că așa se întâmplă, adevărul se află întotdeauna, l-a recunoscut, dar din păcate trebuie să fim corecți și nu putem crea precedente. Nu aș vrea să dezvolt și nu aș vrea să fie dezvoltat acest subiect. Eu nu o să spun motivele concrete și am așteptări din partea voastră să faceți la fel și să-mi respectați decizia. Clauzele contractuale au fost încălcate, nu o să spun care. Mai departe, e de înțeles, regulamentul a fost încălcat. Regulamentul emisiunii, dacă este încălcat, din păcate va trebui să pronunț acel cuvânt care nu-mi place. Descalificare. În această gală, gala cu numărul 7, concurentul descalificat este... În această gală, gala cu numărul 7, concurentul descalificat este... Andrei. Andrei? Da. Vreau să-mi spui cât de mult și cât de frumoasă sau urâtă, de ce nu, a fost această experiență. A fost o experiență foarte frumoasă alături de oamenii frumoși pe care i-am în față. Pe lângă asta, mă bucur că am 20-30% că voi pleca acasă și trebuie să-mi rezolv ceea ce m-a adus în ipostaza asta și trebuie să aflu persoana care a avut grijă de spatele meu. Și vă mulțumesc încă o dată. Ce ți-a plăcut cel mai mult din această experiență? Cel mai mult mi-a plăcut că am... la o fată. Ia uite cum zâmbește acolo. Da, Emma a fost prima femeie care m-a atras cel mai mult și m-a adus la acele sentimente pe care le-am mai trăit mereu. Le-am trăit mereu și toate celelalte fete care au fost alături de mine s-au bucurat și au râs împreună cu mine și atât o spun. Și băi, a fost ceea ce trebuie. Mi-a părut bine, Andrei. Eu sunt sigură că tu o să-ți întâlnești iubirea în afara acestei case. Fără fete măritate, da? O fată singură și încerci o relație, da? Mi-a părut tare, bine, ai grijă de tine. Ia-ți la revedere de la colegi. Sigur.
problema? Nu. Dar este ok și este normal să plângi. Este normal să fii afectată. Da. Știu că nu vă așteptați. Și exact cum am spus, încă de la început, a fost un moment dificil. Andrei știe că a greșit. Andrei cumva era pregătit pentru această veste. A încălcat clauzele. A fost întrebat dacă are vreo altă dovadă în sensul că nu le-a încălcat. Și din păcate știa că va urma acest moment, cred eu. Sau bănuia. Tocmai de aceea a fost atât de... s-a simțit atât de rău. Și ieri și astăzi. Îmi pare tare rău. Fiți sinceri, fiți deschiși. Minciuna are picioare scurte. Adevărul întotdeauna iese la iveală. Bun. A venit momentul să le spun telespectatorilor start vot. Din acest moment vă puteți vota favoriții în continuare. Iar acum voi veți vota din nou, mai exact liderii. Începem cu fetele. Bianca, te rog. Stai. Las, acum mă duc, stai un pic. Nu, tu du-te acolo când vreau să... Ți-am spus. Ține așa, ține așa. De mă duc înapoi. Ține-i trena, ține-i... Ah, ce faci? Oprete asta, nu vă mai aduce. Na. Încălca regulamentul, doamna Andreea. Ține-o. Patrick. Mulțumesc. Cu plăcere. Hai că eu aștept să o duc. Mă,
O conduci tu? Da, așa. Se dau. Dai mâna, exact, să nu cadă. Așa, Patrick. Mulțumesc, chiar ești un înger. Ești un înger, auzi? Erai deja aici, o ajutai? Da. O să se uite urât la mine când ajunge pe scaun. Da. Nu face atâta efort, ia să se întoarcă, să se uite urât. Bun. Este rândul vostru să votați. Începem cu Ionuț. Gala a ajuns la final. Din păcate, astăzi ne-am luat la revedere de la două persoane. Una prin eliminare și cea de-a doua prin descalificare. Noi suntem prietenii voștri. Vrem să fim. Vorbiți cu noi. Spuneți-ne lucruri. Arătați-ne lucruri. Cereți-ne ajutorul. Vreau să facem echipă. Ținem la voi. Vrem să vă vedem cât mai bine, cât mai fericiți. Așa e în viață. Vin și bune, vin și rele. Trebuie să trecem peste ele. Da? Nu mai au cuvinte, sunt foarte supărați. Nu este niciun fel de problemă, că până mâine le trece șocul. Sper eu. Vreau să recit două versuri, dar nu mai. Serios? Dragi telespectatori, vă mulțumim din tot sufletul pentru că ne-ați fost alături până la această oră. Și în toată această săptămână, în fiecare zi, vă promitem o săptămână extrem de interesantă. Ne vedem mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Seară frumoasă tuturor! Nu mai pot. Nu mai pot. Nimic nu-i convine, nimic. Absolut nimic. Păi nici atunci nu era bine. Nu mai vreau să te aud, fată. Ea încearcă să mă tensioneze pe mine săptămâna asta ca băieții să aibă motiv să mă voteze.
și să-l facă pe Radu să... Că știu că Radu are o influență asupra băieților în casă. Nu, orice o să fac aici, o să fiu vădată de toți. Nu. Pentru ce să mai stau sincer, că nu am pentru ce... Mihaela, păi stai pentru tine, pentru fericirea ta, să te simți tu bine. Știi că dacă e să fie, o să fie după. Emma, da, ți-e pare rău că nu i-ai arătat toate sentimentele tale lui Andrei?